Ileana cea și rea. A fost ce a fost, că dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar fi povestit. A fost odată un împărat care avea 3 fete, dintre care cea mai mare era frumoasă, cea mijlocie mai frumoasă, iar cea mai tânără, Ileana, atât de frumoasă încât și Sfântul Soare se oprea în cale ca să o vadă și să se desfăteze de frumusețea ei. Într-o zi, împăratul primi carte și veste de la vecinul său, împărat mare și puternic, cum că ia că nu e bine și are să se bată cu dânsul pentru o mare pricină împărătească. Împăratul se puse la sfat cu bătrânii țării și când văzură cum că nu e încotro, porunci voinicilor să încalece pe armăsari, să-și apuce armele și să se pregătească de bătaia cea grozavă ce avea să se facă și să fie. Mai înainte de a încăleca și el însuși, împăratul chemă pe fiicele sale la sine, le grăi vorbe blânde și părintești și dete apoi la fiecare câte o floare frumoasă, câte o păsărică veselă și câte un măr fraged. A cărei floare se va veseji, a cărei păsărică se va întrista și al cărei măr va putrezi, despre aceea voi ști că nu și-a păzit credința. Grăi împăratul cel înțelept, încălecă apoi pe cal, zise sănătate bună și porni cu voinicii săi în calea cea mare. Când cei 3 feciori ai împăratului vecin primiră veste că împăratul a pornit în cale și că el s-a depărtat de acasă, ei se înțeleseseră între sine și încălecară ca să meargă la cetatea cea cu 3 fete de împărat, să răpească credința fetelor și să-i facă împăratului supărare. Cel mai bătrân dintre feciori, voinic și viteaz și frumos, merse înainte ca să vadă ce și cum și apoi să ducă veste și să spuie. 3 zile și 3 nopți a stat voinicul pe sub ziduri, fără ca vreuna din fete să se fie arătat la fereastră. În crăpatul zorilor de a 4-a zi, el pierdu răbdarea, își întări pe inimă și bătu la fereastra celei mai mari dintre fetele de împărat. Ce e, cine e și ce vrea?" întrebă fata trezită din somnul cel mai dulce. Eu sunt surioară," grăi feciorul de împărat. Voinic împărătesc ce stau de 3 zile cu dragoste la tine la fereastră." Fata de împărat nici nu se apropie de fereastră, ci grăi cu glas înțelept. Mergi pe calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și spin să-ți rămână în urmă. Peste 3 zile și 3 nopți, feciorul de împărat iarăși bătu la fereastră. Acum fata de împărat se apropie de fereastră și grăi cu glas blând. Ți-am zis să mergi pe calea pe care ai venit, spin să-ți crească în cale și flori să-ți rămână în urmă. Încă 3 zile și 3 nopți stete feciorul de împărat la fereastra fetei. În crăpatul zorilor de a 10-a zi, adică după ce au trecut de 3 ori câte 3 zile și de 3 ori câte 3 nopți, el își netezi părul și bătu acum de a 3-a oară la fereastră. Ce e, cine e și ce voiește? Întrebă fata de împărat, acum mai răstit decât în celelalte rânduri. Eu sunt surioară, grăi feciorul de împărat. De 3 ori câte 3 zile stau cu dor la tine la fereastră. Vreau să-ți văd fața, să-ți privesc în ochi și să aud cum curg vorbele de pe buzele tale. Fata de împărat deschise fereastra, privi cu supărare la voinicul cel frumos, apoi grăi cu glas neauzit. Eu ți-aș privi în față și ți-aș grăi o vorbă. Mergi însă mai înainte la sora mea cea mijlocie și numai după aceea vină la mine. Am să trimit pe frate meu cel mijlociu, grăi feciorul de împărat. Să-mi dai însă o sărutare pentru ca să-mi fie calea mai ușoară. Și nici n-a zis bine până ce și fură un sărutat de la fata cea frumoasă. Să n-ai parte de altul, zise fata de împărat, ștergându-se pe buze cu mâneca. Mergi pe calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și flori să-ți rămână pe urmă. Feciorul de împărat merse la frații săi, le spuse cum și ce și cel mijlociu porni în cale. După ce feciorul cel mijlociu stete de 9 ori câte 9 zile și de 9 ori câte 9 nopți la fereastra fetei celei mijlocii și bătu de a 3-a oară la fereastra ei, ea deschise fereastra și grăi cu glas drăgăstos. Eu ți-aș privi în față și ți-aș grăi o vorbă, să mergi însă la sora mea cea mai tânără și numai după aceea să vii la mine. Am să trimit pe frate meu cel mai tânăr, grăi feciorul de împărat, să-mi dai o sărutare ca să pot merge mai iute. Și nici nu zise până ce și fură un sărutat. Să nu ai parte de altul, grăi și această fată. Mergi în calea pe care ai venit, flori să-ți crească în cale și flori să-ți rămână în urmă. Feciorul de împărat
merse la frații săi, le spuse cum și ce, și acum de-a treia oară porni feciorul de împărat, cel mai tânăr fecior de împărat. Când el sosi la cetatea cea cu trei fete, Iliana sta la fereastră și cum sta, ea-l văzu și grăi cu glas vesel. Cel voinic frumos cu față de împărat, ce cale ți-ai ales de mâine așa de înfocat? Când feciorul de împărat văzu fața Ileanei și auzi vorba ei, el stete locului, privi la ea și apoi grăi cu glas voinicesc. Am pornit la soare ca să-i fur o rază, să-i încredințez sora și să o duc acasă să-mi o fac mireasă. Acum, surioară, mă opresc în cale să privesc la tine, în raza feței tale și să-ți zic o vorbă și să-ți fur o vorbă. Ileana îi răspunse cu înțelepciune. De ți-ar fi năravul cum îți este vorba, de ți-ar fi și sufletul cum îți este fața, mândre și frumoase, blânde, drăgăstoase, te-aș chema în casă, te-aș pune la masă și te-aș ospăta și te-aș săruta. Feciorul de împărat sări de pe cal când auzi aceste vorbe, apoi grăi cu glas voinicesc. Că-mi este năravul cum îmi auzi vorba, că-mi este sufletul precum îmi vezi fața, lasă-mă în casă, pune-mă la masă și din zori în seară rău să nu-ți pară. Și nici nu-și grăi vorba până ce și sări pe fereastră și peste fereastră în casă și în casă la masă și la masă tocmai în frunte unde ședea împăratul când era mire. Ei, stăi, grăi Ileana, să văd mai înainte de ești ce-ar fi să fii și numai după aceea să grăim vorba și să gustăm poama și să începem dragostea. Poți tu face să înflorească din brusture trandafir? Ba, grăi feciorul cel de împărat. Atunci floarea ta este scaiul, zise Ileana cea înțeleaptă. Poți tu face ca să cânte liliacul în glas frumos? Ba, grăi feciorul de împărat. Atunci ziua ta este noaptea, zise Ileana cea înțeleaptă. Poți tu face să rodească măr pe iarba lupului? Pot, grăi feciorul de împărat. El să fie poama ta, zise Ileana cea frumoasă și șireată. Așează-te la masă. Feciorul de împărat se așeză la masă. Ei, dar Ileana e Ileana cea șireată. El nu se așeză încă bine și iată că și căzu cu scaun cu tot în pivnița cea adâncă în care era ascunsă comoara împăratului. Acum Ileana a început să strige, primejdie! Și când se adunară toți argații ca să vadă ce e și pentru ce, ea le spuse că a auzit troncote prin pivniță și se teme cum că a intrat cineva în pivniță ca să fure comoara împăratului. Multe vorbe n-au făcut argații, ci pe loc deschiseră ușa cea de fier și intrară în pivniță și aflară pe feciorul cel de împărat și cu rușine îl duseră la judecat. Ileana spuse judecat. 12 fete pedepsite să-l scoată afară din țară și când vor ajunge cu el la marginea țării, fiecare să-i dea câte un sărutat. Așa s-a poruncit, așa s-a întâmplat. Când feciorul de împărat a sosit acasă la frații săi, le-a spus toată întâmplarea și după ce le-a spus-o, mare supărare a intrat în sufletele lor. Ei au trimis dară vorbă la cele două mai mari fete de împărat, ca ele să facă ce vor face ca să trimită cumva pe Ileana la curtea împăratului celui cu trei feciori, pentru ca ei să se poată răzbuna asupra ei pentru batjocura ce a pus pe capul lor. Când cea mai mare fată de împărat primi cuvântul feciorilor de împărat, ea se făcu bolnavă, chemă pe Ileana la sine la pat și îi spuse că ea numai așa se va putea sănătoși dacă Ileana îi va aduce mâncare de pe vatra feciorilor de împărat. Ileana, de dragul surorii sale, le făcea pe toate. Ea luă dar cofița și porni către curtea celor trei feciori de împărat ca să meargă să ceară sau să iei și să aducă. Sosind la curte, Ileana intră în ruptul sufletului în bucătăria împărătească și grăi către bucătarul cel mare. Pentru numele lui Dumnezeu, n-auzi tu cum te strigă împăratul? Mergi iute ca să vezi ce e și pentru ce și care pricină. Bucătarul își luă picioarele pe umeri și se depărtă ca și la poruncă împărătească, adică. Ileana rămase singură în bucătărie, își umplu vasele de bucate, vărsă apoi pe jos toate bucatele cele scumpe ce stau la foc și după aceea se feri din cale. După ce feciorii de împărat înțeleseră și despre această batjocură, ei se supărară încă mai tare decât au fost până acum, trimiseră din nou vorbă la cele două surori și se pregătiră din nou la răzbunare. Abia primi sora cea mijlocie cuvântul voinicilor, ea se făcu bolnavă, chemă pe Ileana la sine la pat și îi spuse că numai așa se va însănătoși
dacă va gusta din vinul ce se află în pivnițele feciorilor de împărat. Ileana pentru sora sa le făcea pe toate. Luă dar cofița și porni ca să meargă și să vină. Sosind la curte, ea intră în ruptul sufletului în pivniță și grăi către pivnicerul cel mare. Pentru numele lui Dumnezeu, n-auzi tu cum te strigă împărăteasa? Fugi și vezi cum, ce și pentru ce pricină. Pivnicerul își luă picioarele pe umeri și se depărtă ca și la porunca împărătesei, adică. Ileana își umplu vasele cu vin, vărsă ce-a mai rămas prin pivniță și apoi porni către casă. Feciorii de împărat trimiseră acum de-a treia oară veste la cele două fete de împărat ca ele să trimită pe Ileana cum n-au trimis-o încă. Fetele de împărat se făcură acum amândouă bolnave, chemară pe soră sa la sine și îi spuseră că ele numai atunci se vor însănătoși dacă Ileana le va aduce două mere de la feciorii de împărat. Dragi surorile mele, grăi Ileana către ele, pentru voi mă duc și în foc și în apă, cu atât mai bucuros la voinicii cei împărătești. Își luă după aceea cofița și porni ca să meargă, să afle, să ia, să aducă și să scape pe dragele surorile sale de la moarte. După ce a înțeles feciorul de împărat cel mai tânăr cum că Ileana are să vină la el în grădină ca să fure merele cele de aur, el porunci că dacă va auzi cineva vaiete în grădină, nimeni să nu cuteze să intre, ci să lase pe cel ce s-ar văieta ca să se vaiete în pace. Luă după aceea cuțite mari și săbii și surițe și fel de fel de lucruri și le ascunse în pământ pe sub mărul cel cu poame de aur. Le ascunse așa că numai vârful ascuțit le ieșea din pământ. După ce a gătit tot, el se ascunse într-un tufiș așteptând sosirea Ilenei. Ileana sosi la poarta grădinei și când i-a văzut leii cei mari ce stau de pază la intrare, le aruncă câte o bucățică de carne. Leii începura se bate, iar Ileana merse la măr, păși încet printre cuțite, săbii, surițe și alte lucruri și se sui în pom. Să-ți fie de bine, surioară, grăi feciorul de împărat acum. Îmi pare bine că te văd la casa mea. A mea să fie bucuria, răspunse Ileana, că am voinic împărătesc și frumos și vitează tovarăș. Haide, suie-te în pom și mi-ajută să culeg mere pentru dragele surorile mele, că le-au cerut cu limbă de moarte. Feciorul de împărat nici nu dorea mai mult. El avea de gând ca să tragă pe Ileana din pom între cuțite. Ești bună tu, Ileano, grăie el. Fii dar încă mai bună și îmi dă mâna de mă ajută în pom. Rău e gândul tău, își gândi Ileana, dar parte să ai de el. Îi dă-te apoi mâna, îl ridică pe tulpină până la cracuri și îl lăsă apoi ca să cadă între cuțite și săbii și surițe și fel de fel de lucruri ce erau pregătite spre pierzarea ei. Nați, grăi după aceea, să știi și tu ce ai avut de gând. Voinicul cel rău la suflet începu să strige și să se vaiete. Hei, dar nimeni nu venea să-l ajute, ci-l lăsau ca după porunca lui să se vaiete în pace și să sufere și să rabde usturăturile cele grozave. Ileana și uămerele le duse acasă, le dete la surorile ei, se întoarse după aceea la curtea împăratului și le spuse argaților ca să meargă să scape pe domnul lor din primejdia cea mare. Feciorul de împărat, batjocorit ca vai de el, trimise după cea mai vestită vrăjitoare din țară ca să vină să-i facă leac și să-i vindece rănile. Ileana s-a dus însă mai înainte la vrăjitoare și i-a dat bani mulți pentru ca să o lase pe ea, pe Ileana, să meargă în locul vrăjitoarei. Așa a ajunse Ileana ca vrăjitoare la curtea împăratului. Ea porunci apoi ca să se ia pielea unui bivol și să se pună 3 zile și 3 nopți în murătură sărată și după aceea să o scoată și să se învelească în ea feciorul cel rănit. Usturăturile feciorului de împărat se făcură încă mai strașnice, durerile lui încă mai nesuferite. Când văzu el că acum nu e bine, trimise după un popă, ca mai înainte de a muri să-și ușureze sufletul și să se împărtășească. Dar Ileana nici acum nu dormea. Ea merse la un popă, îi dete mulți bani și făcu ca el să o trimită pe ea în locul său. Așa ajunse Ileana ca popă la curtea împăratului. Când Ileana ajunse la patul feciorului de împărat, el era pe pragul morții. Nu mai erau în el decât 3 suflări. Fătul meu, grăi Ileana popită, m-ai chemat la tine ca să-ți mărturisești păcatele. Gândește-te dar la ceasul morții și spune-mi ce-ți zace la inimă. Ești supărat pe cineva, orba?
Ba, pe nimeni, grăi feciorul de împărat, pe nimeni afară de Ileana, fata cea mai tânără a împăratului vecin. Și-o urăsc cu dor și dragoste, vorbi mai departe feciorul de împărat. Dacă ar fi să nu mor, să mă sănătoșesc, mă duc să o pețesc la împăratul și dacă nu o pieri în noaptea cea din tâi, atunci ea să-mi fie soție credincioasă și după lege. Ileana ascultă aceste vorbe, zise încă și ea puține și apoi merse acasă. Aici înțelese că surorile ei plâng și se vaietă, pentru că au simțit că împăratul are să sosească acasă de la lupta cea mare. Bucurie să aveți, le zise Ileana, când auziți că tăicuțul nostru cel bun are să vină acasă întreg și sănătos. Hei, că noi ne-am bucurat, răspunseră surorile, dacă nu ne-ar fi veștejit floarea, nu ne-ar fi putrezit mărul și nu s-ar fi supărat păsărica. Dar acum e vai și amar de capul nostru. Când Ileana auzi astfel de vorbe, ea merse la sine în casă și află că floarea e încă aburită de rouă, că pasărea e flămândă și că mărul numai că nu zice mănâncă măsurioară. Ca să le ajute dar, dragilor surorilor ei, ia-te la una din ele floarea, la alta de-te păsărica, iar sie și ținu numai mărul cel fragil. Așa așteptară sosirea împăratului celui aspru la poruncă. Împăratul, îndată ce sosie acasă, intră la fata cea mai mare și o întrebă de floare, de păsărică și de măr. Ea îi arătă numai floarea și asta era însă pe jumătate vestejită. Împăratul nu zise nimic, ci merse la fiică-sa cea mijlocie. Asta îi arătă numai păsărica și asta însă era pe jumătate întristată. Împăratul iarăși nu zise nimic, ci merse fără vorbă la fiică-sa cea mai mică, la Ileana cea înțeleaptă. Când împăratul văzu mărul pe dulapul Ilenei, el era să-l mănânce cu ochii de frumos ce era. Unde ai pus floarea și ce ai făcut cu păsărica? Întrebă pe Ileana. Ileana nici nu răspunse, ci fuci la surorile sale și aduse o floare proaspătă și o pasăre veselă. Mare să crești, fata mea, grăi împăratul. Acum văd că ți-ai păzit credința. De la Ileana, împăratul iarăși merse la fiică-sa cea mijlocie și apoi la cea mai mare. După ce el le întrebă de cele trei lucruri ce le-a încredințat, ele își aduseră cu grabă pasărea, floarea și mărul de la Ileana. Hei, dar bunul Dumnezeu nu rabdă minciuna! La ele floarea era veștedă, pasărea era tristă și numai mărul era proaspăt, fraged, rumen și îmbietor la față. Când împăratul o văzu aceasta, el înțelese toată treaba. Porunci dar ca pe cele două fete mai mari să le îngroape până la sănișori în pământ și așa să le lase ca să se vestească asprimea pedepsei împărătești. Iar pe Ileana o lăudă și o sărută și multă vorbă bună și împărătească făcu cu ea zicând: mult noroc să ai, fata mea, că și tu ți-ai păzit credința. După ce feciorul cel mai tânăr al împăratului vecin s-a însănătoșit, el încălecă și porni ca să vină și să pețească pe Ileana. Împăratul cel bătrân, tata Ileanei, îi zise cu vorbă părintească când el își spuse gândul care l-a făcut să pornească în cale. Fătul meu voinice, mergi și întreabă pe Ileana cum dorește ea, cu ajutorul lui Dumnezeu, așa are să fie. Iar Ileana nu zise nicio vorbă, ci lăsă ca voinicul cel pățit să o sărute. Atunci împăratul pricepu toată treaba și grâi: dragi copiii mei, bag seama că așa a fost dat ca voi să fiți soț și soție, să vă fie dară de bine. Multă vreme n-a trecut până ce Ileana se cunună cu feciorul cel voinic și frumos și viteaz și împărătesc și le se făcu o nuntă încât i-a mers vestea în 7 țări. Hei, dar Ileana n-a uitat vorba și gândul cel rău al feciorului de împărat. Ea știa acum că în cea din tâi noapte după cununie are să o primejduiască. Porunci dară ca să se facă o păpușă de zahăr tocmai atât de mare cum era ea însăși, cu față, cu ochi, cu buze, cu toată făptura Ilenei. Și când păpușa a fost gătită, ea o ascunse în patul în care avea ea să se culce în acea noapte. Seara, când Cuschi și Corintei s-au așezat la odihnă și Ileana s-a culcat în pat, feciorul de împărat grăi către mireasa lui: dragă Ileana, să mă aștepți puțin tel, că eu vin îndată. Ieși după aceea din casă. Ileana nu se gândi mult, ci sări din pat, lăsă păpușa cea de zahăr în locul său și se ascunse după o perdea ce sta la capul patului. Ileana nici nu se ascunse bine, până ce feciorul de împărat și intră în casă cu o sabie ascuțită în mână. Să-mi spui acum, Ileana mea dragă, grăi el,
Tu m-ai aruncat pe mine în pivniță? Eu, grăi Ileana de sub perdea. Feciorul de împărat dete odată cu sabia peste sănișorii păpușii. Tu m-ai scos cu bat jocură din țară? Întreba el de-a doua oară. Eu, grăi Ileana. Feciorul de împărat deste peste față. Tu mi-ai vărsat mâncările? Întrebă feciorul de împărat de-a treia oară. Eu, grăi Ileana. Feciorul de împărat dete cu spada de sus în jos. Tu mi-ai vărsat vinul? Întrebă feciorul de împărat de-a patra oară. Eu, grăi Ileana. Feciorul de împărat dete cu spada odată cruciș și odată curmeziș. Iar Ileana începu a răsufla abur de moarte. Tu m-ai aruncat în cuțite? Întrebă feciorul de împărat de-a cincea oară și mai în urmă. Eu, grăi Ileana. Feciorul de împărat împunse acum cu sabia în inima Ileanei, începu apoi să dea în toate părțile și cruciș și curmeziș și în lung și în lat, să dea din toate puterile ce avea, încât îi curgeau lacrimile pârâng. Când se apropia răzorile de ziua, el începu să plângă din toată inima. Odată îi sări o bucățică de zahăr în gură. Hei, Ileana, dulce-ai fost vie, dar dulce ești și moartă, zise el plângând și mai tare. Dulce zău, grăi Ileana, ieșind de sub perdea, dar pe de 100 și de 1000 de ori mai dulce am să fiu de aici înainte. Feciorul de împărat se tempietri de bucurie când văzu pe Ileana întreagă și sănătoasă. El o cuprinse în brațe și de aici înainte trăiră mulți ani fericiți și împărățiră peste țară cu pace și cu noroc. Doi feți cu stea în frunte. A fost ce a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar fi povestit. A fost odată un împărat. Împăratul acela stăpânea o lume întreagă și în lumea asta era un păcurar bătrân și o păcurăriță care aveau trei fete, Ana, Stana și Lăptița. Ana, cea mai în vârstă dintre surori, era frumoasă încât oile încetau a paște când o zăreau în mijlocul lor. Stana, cea mijlocie, era frumoasă încât lupii păzeau turma când o vedeau pe dânsa stăpână. Iar Lăptița, cea mai tânără soră, albă ca spuma laptelui și cu păr moale ca lâna mielușeilor, era frumoasă, mai frumoasă decât surorile sale împreună, frumoasă cum numai dânsa era. Într-o zi de vară, când razele soarelui erau mai stâmpărate, cele trei surori se duseră ca să culeagă căpșune în marginea codrilor. Pe când ele culegeau căpșunele, îndată se aude un șir de tropote, ca și când ar veni și s-ar apropia o ceată de călăreți. Era cine era, era tocmai feciorul împăratului, venind ca să meargă cu prietenii și cu curtenii săi la vânat. Tot voinici frumoși, crescuți în șelele cailor, dar cel mai frumos și pe cel mai înfocat armăsar era cine altul putea să fie. Făt voinic feciorul de împărat. Focul cailor se stâmpără în zărirea celor trei surori și călăreții deteră în pas mai încetişor, până ce, veniți și sosiți, se simți răduși. Auzi tu, soră, grăi Ana către sora mijlocie, dacă m-ar lua pe mine, i-aș frământa o pâine, din care mâncând s-ar simți și ar fi tot june și voinic, mai voinic decât toți voinicii din lume. Eu, zise Stana, dacă pe mine m-ar lua, i-aș toarce țese și coase o cămașă pe care, îmbrăcând-o, s-ar putea lupta cu zmeii, trecând prin apă fără să se ude, trecând prin foc fără ca să se ardă. Iar eu, grăi Lăptița, cea mai tânără soră, dacă i-aș fi soție, i-aș face doi feți frumoși și gemeni, cu părul de aur și cu stea în frunte, stea ca luceafărul în zori. Când trec pe lângă fete, voinicii, chiar și cei împărătești, văd cu ochii și ascultă cu urechile. Ascultând, ei auziră, înțeleseră, iar înțelegând, ei suciră frânele și săriră la fete. Sfântă-ți fie vorba și a mea să fii soție de împărat, grăi feciorul de împărat, ridicând la sine în șa pe Lăptița cu căpșune cu tot. Și tu a mea, grăi cel dintâi voinic către Stana, făcând și el precum a văzut pe stăpânul său. Și tu a mea, grăi al doilea în voinicie către Ana, ridicându-o și pe ea în șa.
Făcând așa, voinicii porniră spre curtea împărătească. În ziua următoare se făcură nunțile și apoi 3 zile și 3 nopți întreaga împărăție răsună de veselia ospețelor. Peste alte 3 zile și 3 nopți merse vestea în țară că Ana și-a făcut pâinea. A cules bobi, a măcinat, cernut, frământat și a copt pâinea precum a fost zis la culesul de căpșune. Încă de 3 ori câte 3 zile și de 3 ori câte 3 nopți trecură și o nouă veste merse în țară că Stana și-a făcut cămașa. A cules fire de in, le-a copt și melițat, a periat fuiorul, a tors firele, a țesut pânza și a cusut cămașa pe trupul soțului ei, precum a zis la culesul de căpșune. Numai a lăptiței vorbă nu s-a împlinit încă, dar toate se fac numai cu vreme. Când se împlini de-a 7-a oară, 7-a zi, numărată de la cea din 1-a zi de la cununie, feciorul de împărat se arătă înaintea voinicilor și celorlalți curteni ai săi cu fața veselă și cu vorba pe de sute și de mii de ori mai blândă și mai îndurătoare decât până acum, dând de știre că de aici înainte multă vreme n-are să mai iasă din curte, fiindcă îl poartă inima să stea zi și noapte lângă soția sa. Era adică să se întâmple, din îndurarea lui Dumnezeu, precum a grăit lăptița la culeze căpșune. Și lumea, și țara, și întreaga împărăție se bucurau așteptând să se vadă ce nu s-a mai văzut încă. Hei, dar multe se petrec în lume și dintre multe, multe bune și multe rele. S-a întâmplat adică ca feciorul de împărat să aibă și o mamă vitregă, iar asta o fată mare în păr, pe care a fost adus-o cu sine, având-o de la cel din tâi bărbat. Și apoi, vai și amar de acela ce cade în asemenea cuscri. După gândul vitregei, era să fie ca fiica sa să ajungă soție de împărat și stăpână peste împărăție, iar nu lăptița fata cea de păcurare. Și acum, sărmana lăptița avea să sufere pentru că n-a fost pe gândul vitregei, ci după voința lui Dumnezeu. Vezi, așa e lumea, chiar și acolo e rea unde o poartă gândul cel bun. Era acum în gândul vitregei, ca întâmplându-se după cum a fost zis lăptița, să facă pe lume să creadă și să creadă feciorul de împărat că nu e precum este și precum a zis. Nu putea însă face nimic, fiindcă feciorul de împărat stătea de-a pururea zi și noapte lângă soția lui. Își puse dar de gând ca cu una, cu două, cu vorbe și cu iscusințe să-l urnească pe acesta, iar după aceea rămână lăptița în grija ei, a ei să fie grija. Știa că lui va fi greu să afle cale și chip. Cu una, cu două, feciorul de împărat nu se urnea însă din loc. Vorbele zburară în vânt și iscusințele rămaseră lucru fără treabă. Vremea trecea, ziua se apropia, era mâine, poi mâine și feciorul de împărat nu se depărta de lângă soția sa. Când vitrega văzu că acum nu e încotro, își puse piatră pe inimă și trimise carte, știre și veste la fratesu, a cărui împărăție era vecină, spuse cum și ce, și grăi 2-3 vorbe ca să vină cu oaste și voinici și să cheme pe feciorul de împărat la război. Feciorul de împărat sări cuc de mânie când veni vestea că acum nu e bine, că iacă cum și ce și cum că oștile vrăjmașilor sunt pe cale să vină, să intre și să fie precum de mult n-a mai fost. Bătaie, adică grozavă bătaie între 2 împărați. Văzu și el că acum nu e încotro, că n-are decât să facă ce e de făcut. Așa sunt feciorii de împărat. Oricât de cu drag și-ar păzi nevestele și oricât de cu dor ar aștepta să-și vadă feții, când aud de bătaie, li se zvârcolește inima în trup, li se frământă creierii în cap, li se împăinjenesc ochii, lasă nevastă și feții în grija Domnului și pornesc avântul la război. Feciorul de împărat a pornit ca primejdia, s-a dus ca pedeapsa lui Dumnezeu, s-a bătut cum se bate, cum numai el se bate, și când în a 3-a zi au crăpat zorile, iarăși a fost la curtea împărătească, sosind cu inima stâmpărată prin luptă și cu ea plină de dor nestâmpărat să știe ce și cum de când s-a dus. Hei, dar ce auzi, ce văzu? Îmi vine nici să nu mai povestesc când văd atâta răutate, atâta suflet fără milă și urâtă și supărăcioasă și grozavă treabă, încât nici nu se poate spune fără ca să sufli odată cu greu. Adică a fost așa că tocmai în a 3-a zi în crăpatul zorilor, în clipita când stelele se sting pe cer, când feciorul de împărat era numai 3 pași de la poarta curții,
s-a coborât darul lui Dumnezeu și s-a întâmplat în tocmai precum a zis lăptița. Doi feți frumoși feciori de împărat, unul ca și altul, cu păr de aur și cu luceferi în frunte. Dar era ca lumea să nu-i vadă. Vitrega rea, precum era în gândul ei, în pripă puse doi căței în locul copiilor feți frumoși, iar pe copiii cu părul de aur și cu steaua în frunte, îi îngropă la colțul casei, tocmai la fereastra împăratului. Când feciorul de împărat intră în casă și cercă să audă și să vadă, n-auzi nimic, ci văzu numai pe cei doi cățeluși pe care vitrega i-a pus în patul lăptiței. Multă vorbă nu se mai făcu. Feciorul de împărat văzu cu ochii și asta era destul. Lăptița nu și-a ținut vorba și acum nu rămăsese decât să-și ajungă pedeapsa. Feciorul de părat n-a avut un control, își călcă pe inimă și porunci să o îngroape în pământ până la sânișori, rămânând așa în ochii lumii, pentru ca să se știe ce e aceea când cineva cutează să înșele pe un fecior de împărat. Într-altă zi apoi se făcu pe gândul vitregei. Feciorul de împărat se cunună a doua oară și iarăși răsunară veseliile de nuntă 3 zile și 3 nopți. Hei, dar nu e darul lui Dumnezeu pe fapta nedreaptă. Cei doi feți frumoși nu aflau odihnă în pământ. În locul în care erau îngropați, crescură doi paltini frumoși. Când vitrega-i văzut crescând, porunci ca să-i stârpească din rădăcină. Lăsați-i să crească, porunci împăratul. Îmi plac aici la fereastră. Așa paltini n-am văzut încă. Și apoi crescură paltinii, crescură cum alți paltini nu cresc. În fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crăpatul zorilor, când se sting stelele pe cer, 3 ani într-o clipită. Când se împliniră 3 zile și 3 nopți, cei doi paltini erau mândri și înalți, ridicându-se cu crengile lor până la fereastra împăratului. Și apoi, când adia vântul și se mișcau frunzele, împăratul asculta zile întregi la șoptirea lor. Îi părea că aude un suspin neîncetat, ca o plângere pusă în vorbe neînțelese, pe care numai sufletul lui o simțea ca o simțire ascunsă și nepricepută, care ziua nu-i lăsa odihnă și care noaptea îl ținea treaz. Îl cuprindeau fiorii în auzul acestei șoptiri și totuși îi părea că n-ar putea să fie fără de ea. Vitriga simți însă ce e și cum. Își puse de gând ca cu orice preț să stârpească paltinii. Era greu, dar mințile muierești stor din piatră zer. Vicleșugul muierilor dezbracă voinicii. Ce puterea nu poate, poate dulceața vorbelor, și ce nici asta nu poate, pot lacrimile mincinoase. Într-o dimineață, împărăteasa se puse pe de marginea patului soțului ei și începu să-l ademenească cu dezmierdări și vorbe de dragoste. Mult a ținut până la ruptul firului, dar în sfârșit și împărații sunt tot oameni. Bine, grăi feciorul de împărat cam cu jumătate de gură. Să fie pe voia ta, să stârpim paltinii, dar din unul să facem un pat pentru mine, din altul un pat pentru tine. Împărăteasa se mulțumi cu atât. Paltinii fură tăiați și nici nu se noptă bine până ce paturile erau făcute și puse în casa împăratului. Când feciorul de împărat se culcă în patul nou, îi părea că se simte de 100 de ori mai greu decât până acum și totuși află o odihnă cum n-a mai aflat. Iar împărătesei îi se părea că zace culcată pe spini și mărăcini, încât toată noaptea nu putu adormi. După ce împăratul adormi, paturile începură să scârție și din aceste scârțieturi împărăteasa scotea un înțeles cunoscut. I se părea că aude vorbe pe care nimeni nu le pricepea decât numai dânsa. Ți-e greu, frățioare? Întrebă unul dintre paturi. Ba, mie nu-mi e greu, răspunse patul de pe care dormea împăratul. Mie bine, căci pe mine zace iubitul meu tată. Mie mi-e greu, zise celălalt pat, căci pe mine zace un suflet rău. Și tot așa vorbiră paturile în auzul împărătesei până în crăpatul zorilor. Când se făcu ziua, împărăteasa-și puse de gând să prăpădească paturile. Porunci dar să facă alte 2 paturi, tocmai ca și acelea, și când împăratul merse la vânat, le puse pe acestea pe neștiute în casă, iar paturile de paltin le aruncă în foc până la cea mai mică scândură. Focul ardea, iar din pocniturile focului împărăteasa părea că aude tot acele vorbe de înțeles nepriceput.
După ce paturile arseră încât nu rămase nici măcar o bucățică de cărbune, împărătea să adună cenușa și o aruncă în vânt pentru ca să fie dusă peste 9 țări și 9 mări, ca parte cu parte în veci să nu se mai afle. Ea n-a văzut însă că tocmai atunci când focul ardea mai frumos, se ridicară în sus 2 scântei și ieșind la lumină căzură tocmai unde au fost crescuți cei 2 paltini, iar căzute aici, cele 2 scântei se prefăcură în 2 mielușei gemeni, din care unul era tocmai atât de frumos ca și celălalt, tocmai atât de blând, cu lâna tocmai atât de strălucită. 2 miei, fiecare preț de o împărăție. Când împărăteasa a văzut mielușeii păscând pe sub ferestrele împăratului, sări plină de bucurie la dânsii, îi luă în brațe pe amândoi și duse la soțul său. Din clipita asta, feciorul de împărat zi și noapte nu se gândea decât la mielușei. Îi părea că în fiecare mișcare a mielușeilor, în fiecare zbieret ieșit din gura lor, în fiecare privire află ceva care îi cădea greu și totuși îi ușura inima. Văzând că soțul său a îndrăgit mielușeii, împărăteasa iarăși prinse gând rău și nu se împăcă până când ce, când cu bine, când cu rău, când cu vorbe dulci, când cu plâns, nu făcu pe feciorul de împărat ca să se învoiască cu pierzarea mielușeilor. Mielușeii fură tăiați. Ce nu se putu mânca, împărăteasa puse să se arunce în foc, în foc și piele, și lână, și oase, și tot ce a mai fost. Nu mai rămase nimic. Nimeni n-a băgat de seamă că tocmai pe fundul vasului în care s-a spălat carnea, între crăpătura doagelor, au rămas 2 bucățele din creierii mielușeilor. Când apoi slujnica împăratului s-a dus avale după apă, bucățelele de creier s-au spălat și au mers cu pârâul până la apa cea mare, care curgea prin mijlocul împărăției. Aici, din cele 2 bucățele, s-au făcut 2 peștișori cu solzii de aur, unul tocmai ca celălalt deopotrivă, ca să se știe că sunt frați geme. Într-o zi, pescarii împărătești se sculară dize dimineață și și-aruncară mrejile în apă. Tocmai în clipa când cele din urmă stele se stinseră pe cer, unul dintre pescari ridică mreja și văzu ce n-a mai văzut, 2 peștișori cu solzii de aur. Pescarii se adunară să vadă minunea, iar după ce văzură și se minunară, hotărâră că așa vii precum sunt, să ducă peștișorii la împărat și să-i facă cinste. Nu ne duce acolo, că de acolo venim, de acolo suntem și acolo e pieirea noastră, grăi unul dintre peștișori. Ce să fac dar cu voi? Întrebă pescarul. Pune-te și adună rouă de pe frunze, lasă-ne să notăm în rouă, pune-ne la soare și apoi nu veni până ce razele soarelui nu vor fi sorbit roua de pe noi, grăi al doilea peștișor. Pescarul făcu precum i s-a zis, adună rouă de pe frunze, lăsă peștișorii să noate în rouă, îi puse la soare și nu veni până ce razele soarelui nu sorbiseră roua de pe ei. Ce-a aflat, ce-a văzut, 2 copilași feți frumoși cu părul de aur și cu stea în frunte, unul ca celălalt, încât cine-i vedea trebuia să știe că sunt gemeni. Copiii crescură repede, în fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crăpatul zorilor, când stelele se stingeau pe cer, 3 ani într-o clipită. Și apoi creșteau precum alții nu cresc, de 3 ori în vârstă, de 3 ori în putere și tot de 3 ori în înțelepciunea minții. Când se împliniră 3 zile și 3 nopți, copiii erau de 12 ani în vârstă, de 24 în putere și de 36 în înțelepciunea minții. Acum lasă-ne să mergem la tatăl nostru, grăi unul dintre copii către pescar. Pescarul îi îmbrăcă frumos pe amândoi, le făcu câte o căciulă de miel pe care o traseră pe cap, ca nimeni să nu vadă părul de aur și steaua în frunte, apoi feții porniră către curtea împărătească. Era ziua mare când ajunseră la curte. Vrem să vorbim cu împăratul, grăi unul dintre feți către străjerul ce sta încărcat cu arme la poarta curții. Nu se poate, fiindcă tocmai acum șede la masă, îi răspunse străjerul. Tocmai pentru că șade la masă, vorbi al doilea făt, intrând îndărătnic pe poartă. Străjerii se adunară, voind să scoată pe feți din curte, dar aceștia trecură printre dânsii precum trece argintul viu printre degete. Cu 3 pași înainte și alți 3 în sus,
se pomeniră tocmai înaintea casei celei mari, unde împăratul ospăta cu curtenii săi. Vrem să intrăm!" grei unul dintre feți, aspru către slujitorii ce stau la ușă. Nu se poate!" răspunse un slujitor. Ei, vom vedea noi dacă se poate ori nu se poate!" strigă celălalt făt, cotind îndărătnic pe slujitori în dreapta și în stânga. Dar mulți erau slujitori și feții numai doi. Se făcu o îmbulzeală și o larmă înaintea ușii, încât răsună curtea. Ce e acolo afară?" întrebă împăratul mânios. Feții se deteră pașnici când auziră vorbele tatălui lor. Doi băieți voiesc să intre cu puterea," zise un slujitor, intrând la împăratul. Cu puterea? Cine să intre cu puterea în curte la mine? Cine sunt băieții aceia?" strigă împăratul într-o răsuflare. Nu știu, înălțate împărate," răspunse slujitorul, dar curat nu-i lucru, căci băieții sunt tari ca puii de lei, încât au străbătut prin străjuirea de la poartă și acum ne dau nouă de lucru. Și apoi de îndărătnici ce sunt, nici căciulele nu și le dau din cap." Împăratul se roși de mânie. Scoateți-i afară!" strigă el, înhățați-i cu câinii. Lasă că mergem noi și așa!" grăiră feții, plângând de asprimea vorbelor ce auziră și porniră în jos pe trepte. Când erau să iasă pe poartă, îi opri un slujitor ce venea ruptul sufletului. A zis împăratul să veniți, că împărăteasa vrea să vă vadă. Băieții se gândiră puțin, apoi se întoarseră, suiră treptele și intrară la împăratul cu căciulile în cap. Era o masă plină, lungă și lată, iar pe lângă masă toți oaspeții împărătești, în capul mesei împăratul și lângă dânsa împărăteasa așezând pe 12 perini de mătasă. Când băieții intrară, căzu una din perinile pe care ședea împărăteasa, iar rămase pe 11 perini. Luați căciulile din cap, strigă un curtean către băieți. Acoperământul capului este cinstea omului. Noi avem poruncă să fim precum suntem. Ei bine, grăi împăratul îmblânzit de auzul vorbelor ce ieșiră din gura băieților. Rămâneți precum sunteți. Dar cine sunteți? De unde veniți și ce voiți? Suntem doi frați gemeni, doi lăstari dintr-o tulpină ruptă în două, jumătate în pământ și jumătate în cap de masă. Venim de unde am pornit și suntem sosiți de unde venim. Fost am cale îndelungată și am grăit cu suflarea vânturilor și am vorbit în limba fiarelor și am cântat cu valurile de apă, iar acum, în grai de om, voim să-ți cântăm un cântec pe care îl cunoști fără ca să-l știi. De sub împărăteasă sări a doua perină. Lasă-i să meargă cu prostiile lor, grăi ea către soțul său. Ba nu, lasă-i să cânte, răspunse împăratul. Tu ai dori să-i vezi, iar eu doresc să-i ascult. Cântați, băieți! Împărăteasa tăcu, iar feții începură să cânte povestea vieții lor. A fost un împărat, începură feții. De sub împărăteasă căzu a treia perină. Când feții povestiră despre pornirea feciorului de împărat la bătaie, de sub împărăteasă căzură trei perini deodată. Când feții sfârșiră cântecul, sub împărăteasă nu mai era nicio perină, iar când ei luară căciulele din cap și-și arătară părul de aur și stelele din frunte, oaspeții, curtenii și împăratul își acoperiră ochii ca să nu cumva să piarză lumina de atâta strălucire. Și s-a făcut apoi, precum de la început a fost să fie. Lăptița fu pusă în cap de masă lângă soțul ei, fata vitregei rămase cea mai rea slujnică la curtea lăptiței, iar pe vitrega cea cu gând rău o legară de coada unei iepene bune și înconjurară țara de 7 ori cu ea, încât lumea să știe și să nu mai uite că cine începe cu rău, cu rău sfârșește. Ioanea mamei. A fost ce a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar fi povestit. A fost odată un om și omul acesta avea un copil. Dintre 7 pe care i-a dat Dumnezeu, acesta era al 7-lea, adică ursit la naștere, ca să fie om norocos. I-a pus numele Ion, fiindcă se zice că Ion sunt toți nătărâii și toți oamenii cu noroc. Iubea omul meu pe Ioanea, precum îți iubești lumina ochilor. Nici nu era chip să nu-l iubească, deoarece era al 7-lea între 7
și cel mai mărunțel, mai sprinten și mai prisnel între toți. Dar de tată calea valea, el mai merge și mai vine, el mai stă și se mai duce, pentru el casa-i conac, nu mai vâlva casei. Ea te scaldă și hrănește, ia-ți mătură prin casă. Al mamei era Ioanea, puiul mamei, drăguțul mamei, frumușelul și înțeleptul mamei. Și apoi se zice că nu e tocmai bine a fi toate într-o făptură, coada căpătâi și copilul cârma casei. Ioanea creștea dintr-o zi în alta, cu cât mai mare, cu atât mai arțăgos, mai îndărătnic și mai adică de capul lui. Era zău aici câteodată, ba pentru ca vorba întreagă să fie zisă, era chiar de multe ori necaz la casa omului din vina copilului. Ioanea suferea pe fiecare zi câte o vorbă aspră, iar numai după ce s-a văzut că vorbele nu prind, mai răbda și câte o pedeapsă. Hei, dar tot al șaptelea era Ioanea. Cine da suferea, iar nu cine răbda. Când tata bătea pe Ioanea, mama îl ștergea de lacrimi, iar când mama îl bătea, purta grijă ca tata să nu-i prindă de veste. Rea povață în tinerețe. Când copilul sparge oala, iar mamă sa se pune să adune hârburile, atunci, vai și amar, nu-ți mai pierde vorba. Tocmai așa a fost. Ioanea se făcuse cel mai neascultător copil, iar nesupunerea pe cel nesupus îl pedepsește. Dacă omul meu voia să mai dea învățătul lui Ioanea și îi zicea, Ioane, drăguțule, vezi așa să faci, așa e bine, așa se prind boii la car, așa se pune cuiul la roată, așa se ține sacul și altele tot învățături folositoare, Ioanea purta mintea pe la garduri și zicea, ba eu! Și apoi tot din ba eu în ba eu, el ajunse băiat mărișor, fără să fi prins măcar atâta învățătură ca să știe că plugul are coarne, moara nu e piuă și vaca nu e bou. Cu atâta nu era să o ducă departe. Într-o zi, omul se gătea să plece la târg. Toate erau gătite, numai un răsteu nu era încă pus în jug. Tată, zise Ioanea, mă duc și eu cu tine. Ba, tu rămâi frumos acasă, ca nu cumva să te pierzi prin târg, răspunse tatăl său. Mă duc, nu te iau. Mă duc, nu te iau. Toată lumea știe cum sunt copiii dârși. Tocmai când îi zici că e ciută, el se face foc ca să o prindă de coarne. Zii lui Ioanea să rămâie, dacă voiești să-l apuce dorul de duc. Auzi tu, îi zise el, să stai frumos lângă mine. Da, stau, tată, răspunse Ioanea, supus acum întâia oară de când se ținea minte. Și cât a ținut drumul până în marginea satului, Ioanea stea băț în fundul carului. La marginea satului el își întinse un picior. După cale de vreo două pușcături, întinse și pe celălalt. După aceea își ridică capul să privească împrejur. În sfârșit se ridică, se rezemă pe laturea carului și rămase privind la roată. Nu putea nici de cum să înțeleagă cum se învârtea roata așa fără nicio poruncă, cum o spiță da fuga după celelalte și tot fugea fără să se miște din loc, dar fără să poată scăpa de sub nasul lui. Intră în pădure. Ioanea mamei ridică nasul și rămâne cu gura căscată. Copacii în dreapta și în stânga au apucat-o la fugă și fugeau mâncând pământul unul după altul. Nu mai era lucru curat. Ioanea mamei, nici una, nici alta, sări din car și se simți cu picioarele pe pământ. Iarăși rămase cu gura căscată. Acum copacii s-au oprit și carul se mișca. Se ducea înainte tot mai departe. Auzi, taică, stai cu carul să văd cum se învârtesc roatele! Strigă el într-un târziu. Acum îi se ridicară perii în vârful capului. Din 10 părți se auzi tot pe sine strigând, iar tatăl său mergea înainte fără să ție strigătele în seamă. Tată! Strigă el încă o dată și încă o dată se auzi din 10 părți strigând. Ioanea se sperie și înțelegând că nu-i mai bine decât acasă, începu să fugă. Se vedea numai colbul în urma lui. Se ducea spre casă până ce nu apucă o cale greșită. Apoi vezi, nu e bine, deloc nu e bine când cei mai nepățiți nu primesc povața celor mai înțelepți. Rău a plecat Ioanea acasă când nu știa căile prin pădure. A fugit multă vreme, apoi a scăzut-o mai încet, în sfârșit a mers și tot a mers prin codru și din codru prin poiană, și iarăși prin codru și prin poiană, iarăși până ce i s-a urât,
i s-a făcut groază și a început a-i se amără viață. Doamne, ai îndurare de mine, că de aici înainte tot supus am să fiu, strigă el în sfârșit. Și tare era greu sufletul când a putut să grăiască astfel de vorbe. N-a mai mers apoi mult, cale cam de o fugă bună, tocmai în marginea pădurii era un sat. Ioanea mamei sări de bucurie când văzu satul, nici nu se opri până nu ajunse în el. Începu apoi să colinde de la casă la casă. Și cât mai departe colinda, cu atât mai uimit se simțea. Nu putea nici de cum înțelege cum de în sat găsește toate casele, numai pe-a lor nu. I s-a oprit mintea în loc, început dar să plângă. Ce plângi nepoate? Îl întrebă un om ce venea de la țarină înaintea unui car cu 4 boi. Ioanea mamei îi spuse ce și cum, iar pe om îl prinse mila de el. Cum te cheamă pe tine? Întrebă omul bun. Ioanea, răspunse băiatul. Dar pe tatăl tău cum îl cheamă? Tata-l cheamă, răspunse Ioanea. Dar satului din care ești tu, cum îi zice? Sat îi zice. Adică n-a știut, Ioanea răspunde, și pentru aceea omul bun nu știa ce să-i facă. L-a prins sluguță la boi, deoarece tocmai nu avea pe nimeni care să-i mâne boii când el ținea coarnele plugului. Așa a ajuns Ioanea slugă la un om bun dintr-un sat de la marginea codrului. Dar mult folos nu era de el, pentru că Ioanea n-a fost bun ascultător pe când i se dau învățăturile. Și multă ocară trebuia să sufere când nu știa să facă nimic precum se cuvine. Într-o zi, stăpânul lui Ioanea se pregătește de târg. Auzi tu, Ioane, zise el, să ungi carul, dar să-l ungi bine cum se cade, căci plecăm la târg. Ioanea zice da, ia păcură și începea să scârpină în cap. El nu știa cum se unge carul. Niciodată n-a ascultat când i s-a spus și niciodată n-a privit când putea să vadă. Acum nu știa de unde să înceapă. În sfârșit, din cele ce a văzut până atunci, a câștigat învățătura că începutul carului iese la jug, adică la proțap. El se gândi dar că aici are să înceapă dacă voiește să facă lucru bun și cum se cade. Nu s-a gândit bine, dar în sfârșit, după gândul său, a făcut întocmai. A uns jugul, a uns oiștea, a uns și loitrile carului. Aici a sfârșit păcura și nu-i rămânea decât să mai ceară. Bădică, zise el după ce a intrat în casă, să-mi mai dai păcură. Unde păcatele mele îți mai trebuie păcură? Grăi stăpânul său supărat. Ți-am dat ca să poți unge carul în 3 rânduri. Ioanea spuse că n-a fost destulă decât pentru jug, oiște și loitre. Când stăpânul auzi asemenea vorbe, el apucă pe Ioanea de urechi și mi ți-l duse afară și mi ți-l purecă omenește că oricât ar trăi să nu mai uite că la car nu se ung decât osiile și dricul. Ioanea mamei, de ce să facă, suferi și el, apoi rămase privind ca să învețe cum se unge carul. După ce carul fu uns, prinse răboii, stăpânul se așeză înainte, iar Ioanea se puse nod în fundul carului, înăbușindu-se câteodată bietul de el de suspine. Acum să taci, grăi stăpânul său aspru, să nu-ți mai aud glasul. Acesta fu cel din urmă cuvânt. Și plecar. Ioanea ședea în fundul carului tăcut, încât îi era frică să răsufle. În urmă i s-a urât așa. Început dar să privească iarăși la roată. Acum era însă mai înțelept, nu se mai mira nici de roată, nici de copaci. Găsi însă un alt lucru pe care nu-l înțelegea. De câte ori a văzut roata învârtindu-se, niciodată nu și-aducea aminte să fi văzut și cuiul de la roată căzând. Acum se hurducă odată carul peste un bolovan și tic-toc cuiul sări din osie și căzu la pământ. Era frumos lucru, dar nu-l putea înțelege. Ar fi dorit foarte să întrebe pe stăpânul său, dar acesta i-a zis să tacă. Peste câteva vreme, începu leuca să scapete. Ioane acum parcă înțelegea pentru ce scapătă leuca. Îndată tronc, căzu și leuca rămase în urma carului. Ioane a tresărit și voi să grăiască, dar văzu pe stăpânul său iarăși și iarăși își aduse aminte că i-a fost poruncit să tacă. El înțelesese însă un lucru, că dacă leuca a căzut de dragul cuiului, roata era să iasă de dragul leucii. Și nici n-a înțeles-o pe deplin, până ce,
căzu și roata în colb și rămase și ea în urma carului. Carul mai înaintă câteva vreme pe trei roate, apoi hodorong se răsturnă încât osia se frânse în două bucăți. Acum nu era bine. Iată-ne, strigă Ioanea speriat, n-am zis că o pățim. Ei bine, să nu mai pierdem vorba. Necazul omului cu osia frântă în mijlocul drumului, nici la Paști, nici la Crăciun. Apoi nu e glumă. Omul meu luă pe Ioanea și îl purecă încă o dată, apoi îl trimise în știrea Domnului ca să nu-i mai facă necaz. N-a făcut bine, căci tocmai el i-a fost poruncit să tacă. Dar nici Ioanea mamei nu era în lipsă de păcat. Dacă s-ar fi deprins să se supune la porunci, acum știa până unde merge porunca. Prea supus era, îndărătnic de supus. Nici așa nu e bine. Omul făcu cum făcu și se ajută cu bine cu rău. Ioanea însă rămase iarăși pe jos, așa pe drum, nici încoace, nici încolo. Ca vai și amar de el, nu știa ce să facă. Apucă o cale pe care nu o cunoștea, crezând că va ajunge cu ea tocmai acasă. Și iarăși a mers și a trecut codru și poiană, multă vreme a mers și tot s-a dus până ce abia îl mai purtau picioarele. Astă dată găsi un sat într-o poiană frumoasă, iar lângă sat întâlni un om care păștea o turmă de oi. Bună ziua, bădică! Să crești mare nepoate! Din vorbă în vorbă, mai una, mai alta, scurt și bine, Ioanea spuse omului de la început până la sfârșit cum a fost și câte a pățit, iar omul se bucura de el, fiindcă tocmai avea trebuință de un ciobănel care se mai poarte turmulița de oi la iarbă, să o ducă la adăpat și să îngrijească de ea ca să nu se amestece cu alte turme, deoarece minunat fel de oi erau și nici de cum n-ar fi voit să strice soiul. Așa oi se zice că nu mai erau decât la un împărat vestit, de la care omul nostru a căpătat un miel de prăsire. Erau adică oi din sămânță împărătească. Destul că și Ioanea s-a bucurat, fiindcă se vedea iarăși la noroc bun. Făcură dar înțelegere și Ioanea mamei rămase ciobăne. Apoi să paști câte ziua de lungă, să le adapi în vale, iar când vezi că se întunecă, să le mâni la stână. Dacă vei vedea că e frig, tu fă foc la gura stânei și te încălzește, iar pentru ca oilor să nu le fie frig, tu le bagă și pe ele în stână. Așa grăi omul, iar Ioanea zise că întocmai are să facă. Cât a fost ziua de lungă, Ioanea umbla în urma oilor. Când i se făcu sete, se duse cu ele la adăpare, iar când începu a se întuneca, le mână la stână. Minunat lucru mai era stâna astea. Ioanea n-a mai văzut stână. Era jur împrejur, îngrădită cu nuiele, gardul era acoperit cu o streașină de trestie, pentru ca să nu-l strice ploaia, iar la un loc a rămas o gaură asupra căreia sta pe niște stâlpi un acoperiș de trestie. Asta o să fie gaura stânei, grăi Ioanea, îmbucurat de înțelepciunea sa. Simțind dară că e frig, se puse și făcu foc tocmai în gaură, sub acoperământul de trestie. Era bun lucru focul și Ioanea se încălzea. Își aduse apoi aminte că stăpânul său a poruncit pentru ca nici oilor să nu le fie frig, să le bage și pe ele în stână. Nu înțelegea cum să le fie lor mai cald în stână decât afară. Făcu însă precum i-a fost zis. Apucă dară berbecul cel mai frumos care purta balanga cea mai mare și îl vârâ prin gaură în stână. Dar lucru pocit, în gaură ardea focul. Berbecele se pârjoli încât nu mai rămase lână pe el. Aha, acum înțeleg, strigă Ioanea îmbucurat și mai mult decât odinioară. Adică oile trec prin foc pentru ca să nu le fie frig. Și simțindu-se că face bine, el vârâ una după alta toate oile în stână. Odată văzu că s-a aprins gardul și streașina și acoperișul de la gaura stânei, s-au aprins și ardeau încât era o minune mare. Ioanea mamei rămase uimit. Așa lucru n-a mai văzut și foarte bine îi părea că oilor n-are să le mai fie frig în mijlocul focului. Privea doar mulțumit la ce treabă a făcut. Ar fi dorit numai să vie stăpânul său pentru ca să-i poată zice: vezi că mă pricep și eu la păstorit? Tocmai așa a și fost. Stăpânul său ședea acasă la masă și mânca niște pâine cu ceapă, fiindcă era tocmai zi de post. Odată privește afară și vede foc mare sus pe deal.
privește mai în adins și vede că este în preajma stânei sale. Nu-i miroasea bine, iese afară cu bucata în gură, pleacă, merge, dă mai iute, începe să fugă în sus pe deal, tot mai sus, în sfârșit sosește fără suflare. Hai, hai, să vezi acum lucru! Stâna dată pârjol, oi din viță împărătească, fripte și coapte una ca și cealaltă, încât parcă sunt pepeni copți. Apoi e mult, prea mult e. Rău a făcut Ioanea și să mulțumească lui Dumnezeu că a putut scăpa cu o bătaie bună. Așa e zău aici. Omul meu cel bun, necăjit și amărât și mânios cum era, apucă pe păstorul iscusit și ți-l bătu, încât poate îl și ucidea dacă Ioanea nu avea norocul să scape din mâinile lui. Iar după ce a scăpat, Ioanea și-a luat picioarele în cârcă și a tulit-o la sănătoasa încât nici n-a privit înapoi până ce nu s-a văzut în codru. Ei, apoi ce să-i faci? Așa o pațe omul fără de capăt. Dacă s-ar fi purtat bine, acum ar sta acasă și ar mânca cola cu lapte. A mers Ioanea și a umblat mult timp prin codru și în dreapta și în stânga, și înainte și înapoi, și crucis și curmeziș, tot a umblat bietul de el, ca să dea de vreo cale care îl va duce acasă. Flămând era și era sete, încât mânca gogoșii și ghinda ce găsea pe pământ. Apoi era obosit și amărât și îngrozit și vai și amar de omul care a pierdut calea prin codru. Da, încât îți vine să plângi când te gândești la el. Dar de cale tot n-a putut da. Așa s-a făcut noapte și noaptea l-a prins în codrul fioros. I se ridicau perii în vârful capului și se îngrozea de-i furnica prin vine când auzea lupii și urșii și fel de fel de fiare sălbatice, urlând și mișunând în apropierea lui. Acum nu mai era chip să scape. Îndată văzu un copac gros și în copac o gaură destul de mare pentru ca să încapă prin ea. Merse la copac și văzu că e scorburos. Acum era bine. Se ascunse aici ca nu cumva să-i dete fiarele de urmă și să-l mănânce. Și foarte bine îi părea când se văzu pus bine în așa chip, încât nici nu mai era mâhnit. Era însă cam flămând. Dar când scapă omul de la primejdii mari, nu se mai gândește la nevoile mici. A dormit Ioanea de obosit ce era și tocmai se visa că este acasă și mănâncă niște păsat cu lapte dulce, când deodată, puf, dur, tronc, aude o împușcătură și se trezește speriat. Ce era? Câțiva pași de la el s-au adunat vreo 12 tâlhari din cei mari, adică tâlhari de codru și groaznici, cu capitanul lor, au făcut foc, frângeau un bou și tocmai desfundaseră o bute cu vin bun, adică erau să facă o speție. Când văzu Ioanea mamei boul la frigare, începu să-i se facă poftă de mâncare. Era, Doamne, flămând, încât îi venea să se facă carie și să înceapă roade în copac. Zăpăcitul de el, nepățit precum era, nu știa ce grozav fel de oameni sunt tâlharii. Ieși din scorbură și se duse la ei. Nu făcea bine. Cu tâlharii nu e de glumit. Ioanea spuse că ar mânca și el ceva. Tâlharii se înholbară cu toții la el, apoi scoaseră cuțitele și săbiile și începură a le ascuți ca până ce zici una, două, să-l taie în bucăți și să-l ucidă. Așa sunt tâlharii. Mult nu se sfătuiesc. Stați, măi, grăi unul dintre dânsii. Dar apoi dacă băiatul ăsta ne poate fi de folos? Ce folos? Întrebă altul. Așa-i, așa-i, strigară cu toții. Întrebară dar pe Ioanea și Ioanea le spuse, iar ei afară din seamă se bucurară când înțeleseseră că Ioanea, într-adevăr, e al șaptelea între șapte. Era anume că tâlharii au prins de veste că împăratul a căpătat o grozăvie de bani tot în aur de la un neguțător care i-a fost dator de multă vreme și ar fi dorit foarte oamenii răi să fure această comoară. Împăratul a pus-o însă într-o vistierie cu șapte uși ferecate, fiind pe fiecare ușă câte șapte lacăte împărătești, făcute cu multă iscusință, pentru ca nimeni să nu poată intra. Era adică treabă împărătească și chipzuită cu multă socoteală. S-au dus dar tâlharii la o vrăjitoare ca să le dea învățătură și farmec puternic, spre a putea trece peste lacătele împărătești și prin ușile ferecate. Și vrăjitoarea le-a spus că acele lacăte numai cu iarba fiarelor se pot deschide, o iarbă pe care numai al șaptelea între șapte, fiind încă copil nevinovat, o poate găsi strălucind pe câmpul întins zorile de zi,
printre celelalte ierbi. Cine are iarba asta ștaie degetul și o pune în tăietură lăsând-o până la tămăduire ca să rămâie în deget. Apoi, pe orice fier ar pune acest deget, fierul, fie lacăt, fie zăvor, lanț și orice tărie, se supune și se desface. Pentru tâlhare asemenea iarbă nu e numai ea ca așa ceva ca să fie. E lucru mare și de mare preț. Ei o spătară deci pe Ioanea și-i făcură pat moale ca să poată dormi bine. Îi spuseră însă că-l vor ucide dacă nu le va găsi iarba fiarelor. Bietul de Ioanea toată noaptea se visa căutând firul de iarbă. În crăpatul zorilor, tâlharii treziră pe Ioanea și îl trimiseră la căuta de fir de iarbă. Ioanea se puse în patru picioare și, cum privind de lungul poienii peste firele de ierburi, îndată văzu pe una strălucind. Asta era care era, tocmai iarba fiarelor. Era între tâlhari unul chior de un ochi. Acesta a fost închis în temnițele împărătești și a fugit cu fiare cu tot. Lanțul i-a fost spilit în urmă, dar cătușele erau de un fier anume, împărătesc, pe care foc nu-l topește și pilă nu-l zgârie. Ioanea puse firul pe cătușă și, țânc, cătușa căzut deschisă la pământ. Aha, noroc să ai nepoate că mă scăpași de o greutate! Grăi tâlharul și era foarte îmbucurat când îi venea să grăiască asemenea cuvinte. Când însă capitanul luă firul de iarbă de la Ioanea pentru ca să deschidă și cealaltă cătușă, în zadar se trudi, căci firul nu îi se mai supuse. Vrăjitoarea nu le-a spus că firul numai aceluia se supune, căruia ursitele i-au făcut parte să-l găsească. Și-au văzut tâlharii că nu e folos de iarba fiarelor și după ce au văzut, grozav s-au mâniat, iar după ce s-au mâniat, au ridicat cuțitele și săbiile ascuțite ca să ucidă pe Ioanea. Stați, strigă chiorul, ați zis că nu-l ucidem dacă ne va găsi iarba. A găsit-o, ca oameni de vorbă să nu-l ucidem. Nici nu l-au ucis, deoarece tâlharii sunt oameni de vorbă. Bine, rău, precum au zis, ei fac. Fiindcă se temeau însă că Ioanea îi va spune oamenilor, au găsit altă cale spre a scăpa de el. Au luat pe Ioanea și l-au pus în butoiul desfundat, apoi au înfundat butoiul, au bătut cercurile de fier pe el și s-au dus. Rău, foarte rău au fost să facă astfel. Așa a ajuns Ioanea, de la bine la rău și de la rău la tot mai rău, până ce îl vedem înfundat într-un butoi de vin. Ce să mai zic de el? Ei bine, înfundat într-un butoi, aici se sfârșește. Ioanea a început să plângă, să se vaiete și tot să strige până ce-l auziră și lupii flăminți și grăbiră crezând că-l vor putea mânca. Hei, dar să se lingă pe bot! Ioanea era ascuns în butoi. Îndată ce simți că lupii sunt aproape, el puse ochiul la gaura butoiului și privi afară, apoi rămase tăcut. Lupii au dat de rămășițele boului și se băteau hălăoși asupra ciolanelor. Unul dintre ei, care era mai mare și mai mânios, apucă un ciolan și se puse cu el tocmai lângă butoiul în care era Ioanea. Ioanea nici nu cuteza să răsufle. Îndată ce vede că coada flocoasă a lupului intră pe gaură în butoi, Ioanea se sperie. Coada intră mai adânc. Ioanea se îngrozește. În sfârșit, lupul se hârgește odată, dă îndărât, coada intră de tot încât atinge nasul lui Ioanea. Acum nu e bine. Ioanea tresare înspăimântat, în spaima sa apucă cu amândouă mâinile coada lupului și ține de ea cu toată puterea, lupul se sperie și el și o încaieră la fugă trăgând butoiul după sine. Și apoi să vezi lucru minunat. Hodorong tronc, dă de copaci, dă de deal, dă la vale, lupul fuge butoiul după el, Ioanea ține de coadă și merge, încât e minune să-i vezi. Odată hodorong tronc, butoiul se izbește de un perete și se sfarmă doagă-doagă. Lupul fuge mai departe, iar Ioanea se trezește acasă, ținând cu amândouă mâinile de coada lupului, care s-a rupt din rădăcini. Așa a pățit-o Ioanea mamei. Cine o știe mai departe, mai departe să o spun. Băieț sărac. A
fost ce a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odată o văduvă săracă, de nici muștere nu stăteau în casa ei. Și văduva asta avea doi copii, un băiet și o fată. Băietul, băiet inimos de scoate limbile din gura șarpelui. Iar fata, așa de frumoasă, încât feciorii de împărat și feți frumoși de toate neamurile așteptau cu nerăbdare să-i vie anii, pentru ca să se ducă să o pețească. Când fata împlini vârsta de 16 ani, se întâmplă și cu ea ce se întâmplă cu toate fetele frumoase și veni un zmeu de o răpi și o duse departe pe celălalt râm. De aici înainte, văduva ținea la băietul ei de 100 și de 1000 de ori mai mult decât mai înainte, fiindcă era singurul ei copil și singura bucurie ce-i mai rămăsese în lumea asta. Ea îl păzea cum îți păzești lumina ochilor și nu l-ar fi lăsat să se depărteze nici măcar un pas de la dânsă. Însă, oricât se bucura de dânsul, era nemângâiată și mereu tristă, fiindcă de, băietul e băiet, dar și fata e fată, mai ales când e frumoasă. Văzând întristarea maicii sale, băietul strângea mereu la putere în inimă și aștepta numărând zilele ca să se facă mare pentru ca să iei lumea în cap și să se ducă să-și caute surioara rumeioară pe drumuri neumblate și cu sprin presărate. Împlinind vârsta de 18 ani, el își făcu o pinci de vițel cu talpa de oțel, se duse la maică sa și-i grăi. Maică, eu nu mai am loc de odihnă, nici ceas de tihnă, câtă vreme te văd pe tine așa de tristă și de pierită, dusă mereu cu gândul la soră mea. M-am hotărât să plec în lume și să nu mă mai întorc decât cu veste de la dânsa. Oi găsi-o, noi găsi-o, am cel puțin un gând de nădejde pe care ți-l las ție ca să te mângâi cu el. Auzind niște vorbe ca acestea, văduva își călcă pe inimă, își călcă și nu prea și răspunse. Bine, fătul meu, copilul meu, fă cum te poartă gândul și inima și dacă te întoarce, o să te mai văd. Și dacă nu te întoarce, n-o să te plâng, fiindcă lungă-i calea în care pleci și oricât ai sta, tot mai rămâne nădejdea că te întoarce. Grăind acestea, i-ai făcut 3 azime cu lapte, una de făină, alta de tărâțe și a treia de cenușă din viatra casei. Băietul puse azimile în traistă, luă ziua bună de la maică sa și plecă în lume ca un băiet sărac pentru care toate căile sunt deopotrivă de lungi, toate drumurile deopotrivă de largi și care nu știe încotro să o ia. El se opri la portiță, privi odată la răsărit, apoi la apus, la miază noapte și la miază zi, luă după aceea un pumn de praf de sub pragul ușii și-l aruncă în vânt. Încotro duse vântul pulberea ușoară, într-acolo își croi și el cale. Și se duse băiet sărac, se duse mereu, se duse, merse, merse mai departe și tot mai departe prin țări multe și bogate, până ce nu ajunse la un pustiu, pe care nici iarba nu crește, nici apa nu izvorăște. Acolo el se opri și scoase cele 3 azime din traistă. El începu pe cea de făină, fiindcă asta era cea mai frumoasă. Și cum îmbuca, puterea îi creștea și setea îi se stâmpăra. Și iar se duse băiet sărac și tot se duse peste pustiul cel întins, zi de vară până în seară, cale lungă ca să ajungă, până ce nu sosi la un codru mare, mare, cât pustiul peste care trecuse, și des și întunecat și părăsit chiar și de vânturi. Intrând în codrul ăsta, el zări la tulpina unui copac o babă bătrână, gârbovită și zbârcită la față. Băiet sărac, care de atâta pustie de vreme nu văzuse față de om și nu auzise grai pământesc, se bucură acum și grăi vesel. Noroc bun, maică! Dar cum și ce mai faci pe aici prin pustiul ăsta de codru? Bună să-ți fie vorba! Îi răspunse baba gemând. Ia că și eu ca vai de mine cu bătrânețile mele. Am venit să mă duc și acum nu mai pot merge, fiindcă nu mă mai țin picioarele. Auzind acestea, lui băiat sărac i se făcu milă de babă și se apropie de dânsa și o întrebă de unde vine și unde merge și în ce treabă umblă. El nu știa biet că asta e chiar mama pădurii, care se ține la marginea codrului și le iese în cale celor ce rătăcesc prin aceste locuri pustii, ca să-i momească cu vorbe și să-i piardă. Văzându-o așa de slăbănoagă, el își aduse aminte de cele 3 azime și de parcă era să se întoarcă numai decât mâine acasă, se gândi să-și împartă merindea cu ea, că doar va mai prinde putere. Îți mulțumesc, îi răspunse mama pădurii, care avea alt gând cu el.
dar vezi că n-am dinți cu ce să-ți amestec azi mauscată. Dacă vrei să-ți faci o pomană cu mine, ia-mă în spate și mă du, că nu stau decât pe aici, prin apropiere." "Ia gustă numai," grăi băietul, care voia să-și arate toată bunătatea inimii, "să vezi că numai foamea te-a făcut să rămâi leșinată și dacă nu te ajuți cu asta, te duc precum ai cerut." Când muma pădurii văzu azima cea de făină albă, ea a început să o privească cu poftă, așa era de nu știu cum, cât nici chiar mama pădurii nu se putea stăpâni să nu îmbuce odată din ea. Și cum îmbuca, inima îi se îmblânzea. După ce îmbucă de 3 ori, ea se simți om ca toți oamenii, cu inima dreaptă și cu sufletul milos. "Află, fătul meu," îi zise ea, "că eu sunt muma pădurii și că te știu prea bine cine ești și de unde vii și în ce cale ai plecat. Mare treabă e asta, mare lucru ți-ai pus în gând, fiindcă soră ta se află tocmai pe celălalt tărâm, unde un pământean nu poate să străbată decât numai într-un singur chip." "Și care e acel?" întrebă cu nerăbdare băiet sărac. Mama pădurii se uită cu înduioșare la el. "Nu te sfătuie să te apuci de asta," îi zise ea, "fiindcă ar fi pagubă de tinerețele tale. Dar cine știe, poate că vei fi având noroc. Te văd că ești bun la inimă și omul cu inimă bună multe poate să scoată la capăt. Apoi te știu că n-ai odihnă până ce nu vei da de dânsa. Să știi dar că departe de aici, după ce vei fi mai trecut încă 6 code și 6 postiuri, la marginea codrului de al 7-lea, care se întinde tocmai pe marginea tărâmului ăstuia, se află o babă vrăjitoare și baba asta are o herghelie, iar în herghelie se află un cal năzdrăvan care te poate duce pe celălalt tărâm. Dar acest cal nu poate să-l capete decât acela care știe să-și-l aleagă din toată herghelia după ce o va fi slujit pe baba aceea un an de zile. Atât îi trebuie lui băieț sărac. El nu mai pierdu timpul, îi mulțumi babei pentru deslușire și plecă drept înainte prin codul cel des, fiindcă era lungă calea și trebuia să se grăbească. Și se ducea băieț sărac cum se duce omul cuprins de gândul bun și mergea cum se merge ca să ajungă și să-i mai rămână și vreme de a se întoarce. Cât s-a dus și cât a mers, asta poate să o știe ori și cine când se gândește, cât a venit și cât a umblat, pentru ca să treacă un singur pustiu până la un singur codru. Iar când puterile îl părăseau, el îmbuca odată din azimă și cum îmbuca, puterea îi creștea. Când era să iasă din codrul al 6-lea, trecând pe lângă un pârâu cu apă limpede, el văzu un viespoi zbătându-se în valurile apei și se făcu milă de biata gânganii. El luă o creangă uscată și o ținu cu un capăt în dreptul viespoiului ca să se pună pe ea și să se ridice pe aripi. Viespoiul ăsta era chiar masca viespilor din codrii aceea și văzându-se scăpat prin bunătatea lui, îi zbură pe umăr și îi grăi: "Oriunde te-i duce, norocul să-ți fie tovarăș de drum. Ia scoate-mi, te rog, un păr de sub aripa dreaptă și îl păstrează bine, fiindcă mai știi de ce folos ți-ar putea fi și când vei avea trebuință de mine, scutură părul și am să viu la tine oriunde te-ai găsi pe fața pământului." Băiet sărac luă părul, îl puse bine și plecă mai departe. Mai merse cât mai merse și sosi la un lac mare, iar la marginea lacului văzu un pește zbătându-se pe uscat. I se făcu milă de biata ființă în care abia mai rămăsese un pic de răsuflare. Luă dar peștele și îl aruncă în lac. Peștele ăsta era chiar împăratul peștilor, cu solzii de pietre scumpe și cu aripile de aur. El dete o raită prin lac, răsuflă de câteva ori ca să-și întreme puterile, apoi se întoarse la băiet și grăi: "Oriunde te-i duce, norocul să-ți fie tovarăș de drum. Ia scoate-mi, te rog, un solz de sub aripa cea dreaptă și îl păstrează bine, fiindcă mai știi de ce folos ți-ar putea fi și când vei avea trebuință de mine, scutură solzul și am să viu la tine oriunde te-ai găsi, cât țin apele de pe fața pământului." Băiet sărac luă solzul, îl puse bine și plecă mai departe. Mai merse cât mai merse și ajungând la pustiul de al 7-lea, unde iarba nu crește și apa nu izvorăște, el găsi în drumul său o cârtiță pe care ziua o apucase pe drum și acum dibuia ca vai de ea prin întuneric și nu își putea găsi cale spre mușoroiul cu puii flămânzi, care nu era decât la o săritură de dânsa. I se făcu milă și de asta, o luă și o duse lângă mușuroi. "Oriunde te-i duce,
îi răspunse cârtița, norocul să-ți fie tovarăș de drum. Ia scoate-mi, te rog, o unghie de la piciorul drept și o păstrează bine, fiindcă mai știi de ce folos îți poate fi. Și când vei avea trebuință de mine, zgârie pământul cu dânsa și am să viu la tine oriunde te-ai găsi pe fața pământului. Băieț sărac luă unghia, o puse și pe asta bine și iarăși urmă calea departe peste pustiul cel nesfârșit, spre codrul nevăzut de la marginea tărâmului acestui. Câte zile s-a dus și câte nopți a stat prin acest pustiu, asta numai bunul Dumnezeu o știe. Destul că într-o bună dimineață, trezindu-se din somn, el a văzut departe, parcă pe altă lume, o zare de lumină, cum ar fi bună oară un foc ce și-l fac ciobanii la gura stânii. Acolo era cuibarul fermecătoarei celeia cu herghelie de cai răzrăvani. Mult s-a bucurat băieț sărac când se văzu așa de aproape de sfârșitul lumii și bucuria lui nu încetă decât a treia zi de cu seară când sosi și la casa fermecătoarei. Era doamne în mijlocul pustiului, drept în preajma codrului pierdut în zarea murgului, o câmpie întinsă, acoperită cu iarbă verde și brăzdată de scursorile izvoarelor cu apă limpede, iar în mijlocul câmpiei se ridica o mulțime de țepe înalte și în fiecare țeapă era câte o căpățână de om. Coliba fermecătoarei se afla tocmai la mijloc între țepe, cu un plop înalt înaintea ei și cu două sălcii sădite, una la dreapta și alta la stânga colibei. Care va să zică drept avea mama pădurii? Aici nu mergeau trebile pe glumite. Băieț săracă își luă inima în dinți și se apropie ca să intre în coliba ce părea pustie în mijlocul pustiului. Baba ședea întinda casei pe un scaun cu trei picioare, înalt și răsfirat, iar înaintea ei era o căldare mare pe niște pirostrii mari, puse deasupra unui foc mare care ardea fără ca să facă fum. În mâna babei ținea fluierul de la piciorul unui uriaș, cu care amesteca farmecele din căldare. Când băieț sărac îi zise bună seara, el privi lung de sus până jos, apoi grăi. Bine ai venit, voinice, de mult te aștept, fiindcă de mult îmi țiuie căldarea asta și îmi spune mereu că ai pornit pe drum ca să vii la mine. Băieț sărac se bucură prea mult de buna primire, fiindcă baba nu-i părea deloc ca scârbă, ci îl privea cu dragoste și îi grăia cu glas de blândețe. Se bucura și ea că a mai putut să puie mâna pe un om, deoarece împrejmuirea de țepe cu căpățâni de om o apăra de elele care nu puteau să străbată printre țepe și mai era încă o bucată, așa chip de vreo trei căpățâni, încă neîmprejmuită. După ce se tocmiră ca băieț sărac să păzească timp de un an de zile herghelia și să capete drept simbrie calul pe care și-l va alege, iar dacă va pierde herghelia să-și dea căpățâna în mâna fermecătoarei, baba bătu încă o țeapă în pământ, puse căciula voinicului țeapă, apoi băieț sărac mâncă ceva ca să nu iasă flămând cu herghelia la pășuni. În vreme ce băiatul mânca, baba scoase iepele fătătoare în dosul colibei și începu să le bată cu fluierul de la piciorul uriașului, poruncindu-le ca nu cumva să bea peste noapte apă, nici să lase pe ceilalți cai să bea, fiindcă apa din izvoarele de pe câmpia aceea avea darul de te adormi și baba voia ca herghelia să pască peste noapte. Băieț sărac nu știa aceasta. Ieșind cu herghelia la pășune, el simți că l-apucă o sete de acele care te gonește să mergi de dimineață până seara ca să dai de o picătură de apă. Se puse dar lângă un izvor și bău ca să-și stâmpere setea și cât bău, el și a dormit pe loc. Când se trezi în amurgul zilei a doua din somn, ia herghelia dacă ai de unde. Nu era ca în palmă. N-ai decât să te gândești că era căciula pusă în țeapă pentru ca să înțelegi cât de mare trebuia să fie deznădăjduirea. Dar se uita și se uita în toate părțile, fără ca măcar să vadă urmă de cal. Și zorile de zi se revărsa și el stătea ca vai de el, nemai știind încotro să o apuce. Acum el își aduse aminte de ajutorul pe care îl dăduse viespoiului și se gândi că viespoiul, zburând iute, ar putea să-i afle herghelia și să-i aducă știre despre ea. Luă dar părul cel de sub aripa viespoiului și îl scutură. Cât te-ai gândit și nu te-ai gândit, se auzi din toate părțile o bâzietură care creștea, mereu creștea, de parcă era să se prăpădească lumea. Veneau, Doamne, tot viespi peste viespi, roiuri peste roiuri, cete mari, nori întregi de viespi, unii mai mari și alții mai mici,
toți gata să deie o raită împrejurul pământului și să împlinească poruncile lui băieț sărac. Să n-ai grijă, grăi matca viespilor, că dacă e pe fața pământului, ți-o aduce mai înainte de a se fi ivit soarele pe cer. După aceea, iar se făcu tăcere împrejurul lui băieț sărac, fiindcă viespii zburară în toate părțile și se răzlețiră pe fața pământului. Nu trecu mult și iată că se ivi în depărtare un nor de praf, care venea în ruptul capului spre câmpia întinsă la mijlocul pustiului și zbura hergelia agonită de viespii țepoși, încât se cutremura pământul sub copitele ei. Băieț sărac le mulțumi viespilor pentru ajutor, apoi se întoarse cu hergelia acasă ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Baba se uită cam chiorâș la el, zise că e bine și începu să bată din nou iepele fătătoare, poruncindu-le să se ascundă la noapte mai bine. De cu seară, băieț sărac nu voi să mai mănânce nimic, crezând că de mâncările fermecătoare i s-a făcut noaptea trecută o sete așa de neastâmpărată, dar ieșind cu hergelia la pășune, îndată ce văzui izvoarele cele limpezi, iar începu să-l ardă și să-l mistuie setea și oriunde mergea, apa se scurgea pe sub picioarele lui. În cele din urmă nu se mai putu stăpâni, ci puindu-și nădejdea în ajutorul viespilor, iar se puse lângă izvor, și cât bău și a dormit pe loc. Dar acum se trezi mai târziu decât noaptea trecută, fiindcă mai târziu adormise. Mai târziu scutură părul luat de sub aripa viespoiului și mai târziu se iviră roiurile de viespi ca să caute și să aducă hergelie. Ce să vezi însă? Nu trecu mult și iată că roi cu roi se întoarse, aducând fiecare știrea că nu-i hergelia, că pe fața pământului nu se află, ci trebuie să se fi pripășit pe undeva prin fundul mării. Iar soarele era aproape de răsărit. Băieț sărac luă dar solzul, îl scutură și odată se ivi în izvorul de la picioarele lui o spuză de peștișori care umplură toate scursorile și începură să-l întrebe ce dorește și care-i porunca. El le spuse ce și cum și deodată se puseră în mișcare toate apele, râuri, lacuri și mări, iar vespoii porniră spre țărmurii nemăsurați, ca în clipa când va ieși hergelia agonită de pești colțoși, s-o apuce și s-o gonească mai departe. Băieț sărac abia mai avut timp să-și adune hergelia și să se întoarcă acasă, când iată că răsări și soarele. Baba se uită necăjită la el, îi zise și astă dată că e bine și le dete iepelor fătătoare o bătaie și mai strașnică, fiindcă anul era de 3 zile și dacă nici noaptea asta nu se ascundeau bine, voinicul putea să-și ceară simbrie. Asta o știa și băieț sărac. Când ieși dar cu hergelia la pășune, el începu să mănânce din azimă și de câte ori îmbuca, puterea îi creștea și setea îi se stâmpăra, însă de câte ori vedea izvorul, ori auzea scurgându-se apa peste pietricele, iar îi se făcea sete și așa mâncă toată ziua azima cea de făină. Ar fi vrut acum să se apuce de cea de tărâțe, însă nu se îndura de ea, fiindcă era lungă calea și se temea ca nu cumva să rămâie fără merinde. El își puse dar și astădată nădejdea în ajutorul viespilor și peștișorilor, se puse lângă un izvor și cât bău și a dormit pe loc. Când se trezi, era ziua ca ziua, numai că soarele nu se vedea încă. El scutură părul, dar viespii veniră cu știrea că hergelia nu e pe fața pământului. Scutură solzul, dar peștii spuseră că ea nu se află nici sub ape. Luă dar în deznădăjduirea lui unghia cârtiței și scârie pământul cu ea. Acum să vezi minune! Viespii pâzâiau în toate părțile, peștii scormoneau toate apele, iar cârtițele începură să străbată prin pământ și să-l brăzdeze, încât erau parcă să-l facă fărâmă fărâmiță. Când cele din tâi raze ale soarelui atingeau vârful plopului de dinaintea colibei, hergelia trecea ca o ceată de năluci spre băieț sărac. Când voia să intre în ape, o goneau peștii. Când căuta să se ascundă în pământ, o alungau cârtițele gheroase. Și așa trebuia să meargă precum o mânau viespii îndârjiți. Băieț sărac mulțumit de ajutor și se întoarse tocmai când soarele răsărea la colibă. Baba privi mânioasă la el și nu mai zise nimic. Dar acum era acum. Anul era împlinit și băieț sărac începuase scărpina la ureche, fiindcă nu știa pe care dintre caii din hergelie să-și aleagă. Așa o pațe omul grăbit. Mama pădurii ar fi putut poate să-i o spună și asta, numai dacă n-ar fi părăsit-o așa de împrip. Acum el porni la noroc.
și apoi se gândea că ori și cum ar nimeri, de pagubă tot nu rămâne, fiindcă ori și cum, la cale lungă tot e mai bine călare decât pe jos. Și văzuse caii babii în fugă și știa că sunt cai, toți cai, nu mârțoage. El trecu dar prin Herghelie și cum trecu, dete de un mânz răpciucos, de care îi se făcu milă, fiindcă îl vedea așa de negrijit, dar nu-i venea să-l ie tocmai pe ăsta. Însă, oricât se sucea și se învârtea, tot la ăsta se oprea, fiindcă prea era milos de felul lui și își zicea că dacă nu poate să facă vreo treabă mare, își face cel puțin pomană cu un biet dobitoc. Mai știi, își zise el, dacă îl piepteni, îl perii și îl țeseli, te pomenești că iese ceva bun din el. El alesese dar pe acesta și se hotărâ să mai fure drept adaos și traisa în care se aflau pieptenele, peria și țesala, ca să aibă cu ce să-și grijească cal. Baba se făcu verde cătran când auzi că și-l alege pe ăsta, fiindcă ăsta era ăla. Dar ce putea să-i facă? Trebuia să se ție de vorbă. Îl mai sfătui să-și aleagă altul mai bun, îi mai spuse că o să rămâie fără de el și că pentru slujbă bună îi se cuvine simbrie bună. Dar în cele din urmă îl dete. Însă baba tot babă vrăjitoare era și îndată ce băieț sărac încălecă, luă ziua bună și plecă, ea se duse la căldarea cea mare, dete căldarea jos și încălecă pe pirostri, apoi prefăcându-și fața și făptura, plecă cu iuțeala blestemului în urma lui ca să-l ajungă, să-l piardă și să-i ie calul. Băieț sărac simți că vine în urma lui și începu să-i deie pinte în calul. Degeaba mă grăbești, îi răspunse calul, că noi tot nu putem să ne întrecem cu ea câtă vreme nu vom fi ieșit din împărăția ei. Dar aruncă pieptenul în urma ta ca să-i pui o piedică în cale. Băieț sărac știa acum că a nimerit bine când a ales mânzul cel răpciugos. El scoase dar pieptenele din traistă și îl aruncă în urma sa, iar din pieptene se făcu un gard lung și înalt, peste care vrăjitoarea nu putea să treacă, ci trebuia să locolească și să piardă astfel din drum. Aruncă peria, grăi calul după ce simți din nou tropotul pirostriilor în apropierea sa. Băieț sărac aruncă peria și din ea se făcu un stuf des și întins, prin care baba nu putea să străbată decât gâfâind și cu chiucuvai. Aruncă țesala, grăi calul de-a treia oară. După ce aruncă țesala, băieț sărac privi în urma sa și văzu o pădure de cuțite și de săbii, iar pe babă opintindu-se a trece printre ele și sfâșiindu-se în bucăți mărunte mărunțele. Ajungând la codrul de al șaptelea unde se sfârșea împărăția vrăjitoarei, mânzul cel răpciugos se scutură odată și pe nesimțite se prefăcu într-un frumos cal înaripat, cum nici mai înainte de aceea, nici după aceea n-a mai fost altul. Acum ține-te bine, îi zise calul, fiindcă am să te duc cum nu s-a mai dus voinic de pe tărâmul ăsta pe celălalt, căci am și eu o soră acolo și pe ea mă duc să o caut. Băieț sărac era amețit de repeziciunea cu care trecea peste codru și se strobozea în urmă spre tărâmul celălalt printr-o largă deschizătură de la cealaltă parte a codrului. Când își veni în fire, el se afla față în față cu calul său, care se scutură odată, acum de-a doua oară, și se prefăcu într-un făt frumos cu plete lungi și grăi. Oriunde te-i duce, norocul să-ți fie tovarăș de drum că m-ai scăpat de farmecele în care am fost cuprins de mama pădurii. Află că eu sunt feciorul împăratului roșu și am pornit să caut pe sora mea, dar la marginea unui codru am găsit pe mama pădurii care mi se plângea că nu mai poate merge și m-a rugat să o duc în spinare. Iar după ce mi s-a făcut milă de ea și am primit să mă încalece, m-a prefăcut în cal și mi-a ursit ca tot cal să rămân până ce nu îi se va face milă unui voinic de mine și nu mă va încăleca pentru ca să-l trec pe tărâmul ăsta unde iarăși am să mă fac ce-am fost. Grozav îi părea de bine lui băieț sărac, fiindcă nu mai era singur. El luă azima cea de tărâțe, o rupse în două și îi dete jumătate din ea feciorului de împărat ca să fie frați de cruce și amândoi purtați de același dor. Feciorul de împărat custă din azimă și cum îmbuca, puterea îi creștea și dragostea îi se întărea. Ei își spuseră fiecare pățaniile și plecară drept înainte. Departe, departe, tocmai în fundul lumii, de pe celălalt tărâm, se vedeau niște curți înalte și strălucite. Astea trebuiau să fie curțile zmeului. Lumea de pe celălalt tărâm era frumoasă, încât să tot treci prin ea, plină de lumină, de verdeață și de flori,
de păsări cu pene frumoase și de fiare blânde și vesele. Și în lumea asta omul nu îmbătrânea niciodată, ci rămânea mereu așa cum a intrat în ea, fiindcă nici nu erau zile, soarele nici nu răsărea, nici nu apunea, ci era mereu lumină venită așa din senin. Dar zmei nu se vedeau nicăieri și cei doi frați de cruce mergeau în calea lor nesupărați de nimeni. După ce se duseră cât merge un om 3 zile de-a rândul, ei sosiră la curțile cele frumoase și se opriră în fața lor, fiindcă erau frumoase, de tot frumoase, cu turnuri înalte și cu ziduri de piatră moale, ca și catifeau, acoperite cu lespezi de zăpadă uscată la soare. Dar ele păreau deșarte și părăsite. Băieț sărac și feciorul de împărat intrară, trecură prin toate casele cele pline de fel și fel de scumpeturi și ne găsim pe nimeni, ei dederă cu socoteală că zmeul va fi și la vânătoare și se hotărâră să-l aștepte. Ei se mirau însă că nu găsesc surorile lor aici. Întinzându-se fiecare pe câte un divan de cele frumoase, ei se dederă la odihnă când deodată tresăriră amândoi și rămaseră uimiți de ceea ce auzeau. Era, Doamne, o cântare duioasă, de mișca și pietrele și te simțeai ca în altă lume când o auzeai, și era un glas de femeie. Băieț sărac și feciorul de împărat nu prea ascultară mult, ci săriră în picioare și grăbiră într-acolo de unde le venea cântare. Iată ce văzură! La o parte a curților era un turn de sticlă, iar în turn ședea o fată și torcea și cânta și plângea, iar lacrimile ei, cum cădeau, pe dată în mărgăritare se prefăceau. Și era așa de frumoasă fata asta, încât doi oameni, dacă ar fi fost pe lume, ei s-ar fi omorât pentru dânsa. Și cum o văzură, cei doi feți frumoși rămaseră neclintiți și privind cu dor la dânsa. Iar fata încetă de a mai toarce, de a mai cânta și de a mai plânge și privi cu mirare la dânsii. Dar asta nu era sora niciunuia dintre dânsii și cum te pomenești că e omul, băieț sărac credea că e sora feciorului de împărat și feciorul de împărat că e sora lui băieț sărac. Eu rămân aici, grăi băieț sărac. Iar tu, tu te descapă pe sora mea ca să-ți o iei de nevastă. Ba, eu rămân aici, îi răspunse feciorul de împărat, și te du tu descapă pe sora mea, fiindcă eu am să o iau pe asta de nevastă. Acum era acum. Înțelegând că fata cea frumoasă nu este soră niciunuia dintre dânsii, feți frumoșii puse rămâna pe săbii, gata de a se tăia cu ele, cum se taie oamenii când ajung la împărțeală. Ia stați! Grăi fata cea frumoasă. Și nu vă pripiți! Cercetați mai cu din adins ca să vedeți dacă sunt ceea ce vă par vouă, ori nu sunt decât o părere. Eu sunt fată fără de trup, care nu voi căpăta trup în astă lume, decât în ziua când zmeul mă va fi răpit de pe celălalt râm. Cum mă vedeți acum, așa voi fi. Voi toarce, voi cânta și voi plânge atunci, căci îmi voi aduce aminte de maică mea care toarce, cântă și plânge, și așa torc și cântă și plâng surorile voastre care au fost răpite de cei doi frați mai mari ai zmeului ce stăpânește curțile astea. Auzind acestea, feți frumoși, voi să plece pentru ca să nu-și piardă vremea pe drum. Stați și nu vă pripiți, le zise iar fata cea fără de trup. Nu cumva socotiți că îi veți pirui pe zmei așa numai mergând și venind? Mare treabă vă așteaptă! Pe mine m-a pus zmeoaica cea bătrână aici ca să țin mereu aprinsă pofta feciorului ei celui mai tânăr, fiindcă este dat ca toți trei feciorii să-și facă nunta deodată și cei doi frați mai mari le țin pe surorile voastre, dar nu-și pot face nunta cu ele decât după ce fratele lor cel mai mic mă va fi răpit pe mine. De câte ori se întoarce de la vânătoare, el se oprește acolo unde stați voi acum, se uită cu dor și setare la mine, apoi își gătește armele și își hrănește calul cu jăratec, dar tot nu poate să plece, fiindcă nu mi-au venit încă zilele. Rămâneți dar aici ca să-l biruiți, pentru ca nu cumva pe când voi umblați în drumuri, el să mă răpească și să soțiți prea târziu la surorile voastre. Dar băgați de seamă, le mai zise ea, că afară de curtea lui nu-l puteți birui, fiindcă e nevăzut. De aceea, când se întoarce acasă, el își aruncă buzuganul cu atâta putere în poartă, încât pământul se cutremură și zidurile se surpă, îngropând de vii pe oamenii pământeni ce s-ar fi aflând între ele. Dacă simțiți dar în voi destulă putere ca să țineți porțile în țâțâni, încât ele să nu zgâlție când el va arunca buzuganul în ele, rămâneți. Altfel, duceți-vă în știrea Domnului că e pagubă de tinerețele voastre.
Băieț sărac și feciorul de împărat se uitară unul la altul, înțeleseră că așa trebuie să fie și hotărâră să rămâie. În vreme ce băieț sărac se duse la porți ca să le țină, feciorul de împărat își scoase sabia și l-aștepta pe zmeul mijlocul curții. Se înțelege, asta nu era glumă. Nu trecu mult și deodată, zbâng, se izbi buzdugarul în porțile ferecate, încât credeai că are să se prăpădească lume. Băieț sărac simți că îi se rup băirile inimii de greutatea cea mare și că zidurile s-au mișcat din temelii și sunt gata să se surpe. Dar el le ținea din țâțânire porții. Văzând că curțile nu se surpă, zmeul se opri cam uimit în loc. "Ce-i asta?" zise el. "Tare am slăbit de ieri până azi." Nici nu visa ce-l așteaptă. Deschizând apoi cam anevoie poarta, el nu-l băgă de seamă pe băieț sărac, ci înaintă drept spre feciorul de împărat, care stătea cu inima în dinți la mijlocul curții, fiindcă de zmeul e zmeu, iar nu lele cu cătrânță. Și să nu mai lungim vorba, știm noi acum ce se întâmplă când zmeii dau față cu feciorii de împărați. Se încinseră la luptă. Însă voinic era feciorul de împărat, dar și zmeul era cel mai tânăr între frații săi. Se tăiară cât se tăiară în săbii, iar după ce văzură că așa nu se pot birui unul pe altul, se apucară la trântă, în vreme ce băieț sărac se opintea să țină curțile ca să nu se surpe în capul lor. Când văzu băieț sărac că îi slăbesc puterile și că niciunul nu biruie pe celălalt, el strigă tare: "Strânge-l și-l umflă, că nu mai pot!" Atunci feciorul de împărat îl strânse odată pe zmeu cum se strânge, își adună toate puterile și îl trânti la pământ, de-i pârâiră oasele și rămase amețit, apoi nici una, nici alta o luă la fugă și ieși pe poarta jumătate deschisă, strigând și pe băieț sărac după dânsul. Zidurile se surpară și curțile cele mari și frumoase căzură prăbușite peste zmeu, de lângropară, cum am zice, de viu. Nu mai rămase decât turnul cel de sticlă care stătea acum deșert și părăsit, fiindcă fata cea fără de trup pierise din el în clipa când nu mai era cine să o răpească de pe celălalt tărâm. Băieț sărac și feciorul de împărat mulțumiră lui Dumnezeu că au putut pune treaba asta la cale și plecară mai departe și se duseră până ce nu ajunseră la curțile celui mijlociu dintre zmei. Încă departe vedeau turnul cel de sticlă și auzeau cântecul cel de jale, iar inima lui băieț sărac bătea mai tare și tot mai tare, fiindcă din ce se apropia, tot mai bine și-aducea aminte de glasul surorii sale. Când ajunseră la curțile cele mari și frumoase, ei intrară și cât văzură fata cea din turnul de sticlă, amândoi se repeziră ca să spargă turnul și să o apuce în brațe. Dar lucrurile nu mergeau așa. Fata din turnul de sticlă, care era în adevăr sora lui băieț sărac, privi cu mirare la dânsii, iar când băieț sărac îi spuse că a venit să o scape din ghearele zmeului, ei răspunse că nu-l cunoaște și că fratele ei nu seamănă cu el nici la chip, nici la făptură. Mare era întristarea lui băieț sărac când văzu că sora sa nici nu vrea să știe de dânsul, care a umblat prin atâtea pustii și a trecut prin atâtea primejdii ca să străbată până la dânsa, dar încă mai mare îi se făcu întristarea când ea începu a se plânge că se usucă de dorul zmeului, care vine în fiecare zi de o privește tot cu dor nesecat, o amână de pe o zi pe alta și nu se cunună cu ea. Dar de băieț sărac calea valea, căci lui ea nu era decât sor. Feciorul de împărat însă când văzu fata și i-auzi glasul și înțelese tragerea de inimă pentru zmeu, se făcu nu știu cum mânios mare minune. "Ei, apoi dacă nu vrei să vii, te-om lua cu sila," zise el, gata să iei toată curtea în spinare și să plece cu ea pe celălalt tărâm. "Mai domol," grăi fata, "că dacă e vorba, n-am decât să scot un cui din peretele ăsta de sticlă și să sorpă curțile în capul vostru. Mie milă însă de tinerețele voastre și vă sfătuiesc să nu prea stați mult pe aici, că vă pomeniți cu logodnicul meu și n-are cine să vă bocească." Băieț sărac scoase acum azima de cenușă din traistă și grăi: "Soro, ia gustă din azima asta și mai zic că nu-ți sunt frate." Ea întinse mâna și zidurile de sticlă se desfăcură, iar după ce luă azima și gustă din ea, simți că e făcută cu laptele mamei sale și o cuprinse un dor de casă încât să-i plângi de milă. "Haideți," zise ea grăbită, "să fugim, că de ne găsește aici, vai și amar de capul nostru."
Băieț sărac o cuprinse în brațe și o sărută, fiindcă îi era soră, iar feciorul de împărat o îmbrățișă și o sărută și el, fiindcă de era și el frate de cruce cu băieț sărac. După aceea luară înțelegere să facă și cu zmeul ăsta ceea ce făcuseră cu fratele lui. Mai așteptară cât mai așteptară, îl primiră pe zmeu cum se cuvine, îl răpuseră și, mulțumind iarului Dumnezeu că au pus-o și asta la cale, plecară mai departe ca să scape și pe fata cea de împărat. Acum era însă acum. Fata de împărat, odată cu capul, nu voia să fie scăpată de dânsii, iar feciorul de împărat n-avea nimic la dânsul, niciun semn după care sora să-l poată cunoaște de frate al ei. Degeaba îi spunea băieț sărac că dacă nu vine de voie bună o vor lua cu sila, căci ea punea mâna pe cuiul cel primejdios și nu era chip să o îmblânzești. Care va să zică își făceau de cap dacă l-așteptau pe zmeu în curte, fiindcă doi erau numai doi inși și dacă unul ținea curțile din țâțânii porții și altul îl aștepta pe zmeul în mijlocul curții, nu mai era cine să ia pere de cuiul cu pricină. Las pe mine, grăi băieț sărac, care de când văzuse pe fața cea de împărat, se făcuse tot, nu știu cum, mânios mare minune. Cum se vede, el luase hotărârea de a se prinde la luptă cu zmeul, chiar în câmp deschis, unde nu poate să-l vadă, lucru nemaipomenit de când feți frumoși se bat cu puii de zmei, fiindcă e greu să-l biruiești pe un zmeu, dar să-l biruiești chiar pe nevăzute, la asta nu s-a gândit încă nimeni. Feciorul de împărat și cu sora lui băieț sărac se ascunseră într-un șanț de lângă curți ca să nu-i vadă zmeul, iar băieț sărac se puse tot ca până acum în poartă și aștepta să-și arunce zmeul buzduganul pentru ca să fie silit a se apropia de dânsul, căci nemai având buzdugan nu mai putea decât sau să se bată în săbii sau să se prindă la trântă. Nici nu trecu mult și zbâng se izbi buzduganul în porțile ferecate. Dar nici băieț sărac nu era motoflete. Se izbi și el de cealaltă parte de ieși cu porțile cu tot afară, lăsând curțile să se surpe în urma lui. Ieși dacă ești viteaz, la fața de masă! Strigă el apoi, crezând că zmeul va răspunde ceva ca să se deie de gol. Dar zmeul simțea că și-a dat de un om și nici nu se gândea să vorbească și se apropie pe nevăzute și scoase sabia și dete odată drept spre capul lui băieț sărac ca să îi răteze și cum îl lovi îi rupse falca în două. Asta-l durea pe băieț sărac, dar tot îi părea bine, fiindcă știa acum pe unde să-și caute vrăjmașul. El se repezi dar într-acolo de unde venise lovitura cea grea și dete și simți ca nimerit în carne și iar dete și iar simți ca nimerit și așa dete de câteva ori și mărunt, ducându-l pe zmeu în vârful sabiei. Însă deodată simți că nu mai nimerește, că zmeul iar i-a scăpat din sabie și rămase pitit ca omul care nu știe de unde are să-i vină lovitura. Zmeul dete încă o dată drept spre capul lui băieț sărac și cum dete îi tăie urechea de la dreapta. O să mă ții minte, strigă băieț sărac și se repezi din nou asupra lui. Însă acum puterile ei erau slăbite și nu-l lovea decât mai rar și scăpă peste puțin. Fata de împărat privea la lupta lor de sus, din turnul rămas întreg, și cum privea se minuna de vitejia lui băieț sărac, iar acum când văzu că zmeul măsoară a treia lovitură spre capul lui băieț sărac, ea strigă: Dragă voinicele, dă-te la dreapta și scuipă de trei ori ca-i să-l vezi cu ochii! Auzind acestea, băieț sărac se simți pe de 100 și de 1000 de ori mai tare de cum fusese, și cum se dete la dreapta și cum scuipă, și cum îl văzu pe zmeu, se repezia asupra lui și îl cuprinse în brațe și îl strânse de-i fărâmă oasele și-l aruncă mort curat cât col. După aceea, feciorul de împărat și băieț sărac nu mai pierdură vremea, ci se gătiră de drum. Fata de împărat îl sărută pe băieț sărac și urechea și falca îi se făcu la loc de erau mai frumoase de cum fuseseră, apoi băieț sărac și feciorul de împărat se duseră la grajdurile zmeului care se aflau sub temelia curților surpate, luă fieștecare câte un cal năzdrăvan, încălecară, își luară fiecare mireasa și plecară acasă. Împăratul roșu, om dacă ar fi fost, s-ar fi bucurat, dar împărat ce era, el își împărți împărăția în două, dete o parte fiului său, iar cealaltă, gineresu. Apoi băieț sărac se duse de mai aduse și pe maică sa cea săracă și după ce veni și ea, se făcu, Doamne, o nuntă de care oamenii tot povestesc cât va fi lumea și dovleacul.
iar eu încălecai pe oșa și vă spusei povestea așa. Spaima zmeilor. A fost odată ce a fost, a fost un om și o femeie, bărbat și muiere, oameni de treabă, el bun și ea cu minte, încât li se dusese vestea că trăiesc bine și toți se bucurau când treceau pe la casa lor. Niciodată el nu zicea ba când ea zicea da, dar nici ea nu ieșea din voile lui și de aceea era liniște în casa lor și toate le ieșeau bine și cu spor. Aveau însă și oamenii aceștia o mare și nesecată mâhnire în sufletele lor. Nu le făcuse Dumnezeu parte de copii și fără copii viața, mai ales cea bună, n-are niciun rost. Să fie avut fie măcar numai unul ca să aibă de cine să poarte grijă și cu ce își bate capul, căci așa numai ei amândoi își nădeau zilele în sec și nu se alegeau cu nimic din ele. Dădeau de-ar slujbe pe la toate bisericile, miluiau toți săracii și toate văduvele și se rugau în toate zilele lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, și nouă un copil, unul singur cât de mic, numai copil să fie. Dumnezeu însă nu se oprește la vorbele omului, ci vede și gândurile ascunse. Măi, Petre, zise dar într-una din zilele lui Sfântul Petre, oamenii aceștia sunt adevărată pacoste pe capul meu. Mi s-a năcrit cu ei. De ce, Sfinte Doamne? Întrebă portarul raiului. Nu vezi, răspunse Tatăl Ceresc, că sunt nesățioși? Tot le-am dat și nu se mai mulțumesc, sănătate au, rânduială, pace și bună înțelegere la casa lor au. Cu toată lumea se nărăvesc, iar acum le mai trebuie și copii. Dă-le, Doamne, ca să scap de ei, grăi Sfântul Petru, care pune totdeauna câte o vorbă bună pentru muritorii ce vin cu vreo rugăciune la tronul ceresc. Căci de... Tot muritor a fost și el odată și știa ce sunt nevoile omenești. Păcat că stai de atâta timp la poarta raiului, întâmpină Dumnezeu. Tocmai dacă le dau, nu mai scap, căci în gândul lor cu unul se începe, iar după el urmează ceilalți. Când are apoi omul copii, puține mai cere pentru sine, dar nu mai sfârșește cerând câte de toate pentru ei. Miluiește-i, Doamne, stărui iar Petre. Că din plin dai și oricât vei fi dând, nu ți-i să-i sovesc comorile. Așa vorba i-a plăcut lui Dumnezeu, căruia îi plac rugăciunile celor buni și care cu mulțumire dă din neistovitele comori ale bunătăților lui. S-a revărsat dar îndurarea Domnului asupra celor doi oameni și a început muierea să aibă copii, curat ca în poveste, pasul și copilul, încât li s-a umplut deodată casa de copii. Și toți erau mărunți, care de care mai mic decât celălalt, mai sfredeluș, mai guraliv, mai drăcos și, asta să nu o uităm, mai mâncăcios și mai hapsân. Aoleo, zise femeia, care se bălăbănea cu ei, ăștia-mi scot sufletul și mănâncă urechile. Cine m-a pus să mă tot milogesc? Se vede că Dumnezeu m-a înțeles anapoda și mi-a dat pentru fiecare milogeală câte unul. Omul însă stătea și nu se mai sătura să se uite la ei, că așa-i plăceau lui neastâmpărați, hârjoniți și mâncăcioși. Adevărați prichindei. Sari, omule, îi zise cele din urmă femeia, nu sta gură căscată, nu vezi că azi mâine nu să-ți mai rămâie nici cenușă în vatră? Lasă că dă Dumnezeu, răspunse el, că doar nu ai tăi sunt, ci ai lui, că făptură omenească sunt și dacă-ți dă dregătoria de părinte, te și ajută să o porți. Ți-o fi dând dacă miști și tu, răspunse ea și de aici înainte nu mai era pace în casa lor. El una, ea alta, el da, ea ba, mereu să ciontăneau ca niște deșucheți, până ce el, nemaiputând să rabde gura nevestei, și-a luat lumea în cap și a plecat să strângă cumva de undeva ceva pentru spuza lui de copii. A tot umblat el așa din om în om, fără nicio cărare. Dar degeaba vorbea despre copiii lui. Mare lucru, zicea unul, parcă copiii nu mai au și alții. De ce ți i-ai făcut, dacă nu ești voinic să-i ții? Zicea altul. Degeaba spunea că el nu i-a făcut, ci Dumnezeu i-a rânduit, că oamenii așa ceva nu vor să înțeleagă. În lumea asta nu o să fac eu nicio treabă, zise dar și trecu pe celălalt rând. Aici a intrat într-un codru des și tot s-a dus, așa ducându-se, până ce a dat de o casă cu multe marafeturi.
Aici era cuibul zmeilor. N-a găsit acasă decât pe mama zmeilor. Cine nu știe cum e, rușine ar fi să zici că n-ai umblat prin lumea aceea și nu o cunoști. Bună ziua, mamă, îi zise el. Ia de-te, ursuză, din cap. Dar tu cine ești și ce cauți pe aici? Îl întrebă zgripțuroaică. Eu, răspunse el ca un om cu socoteală. Eu sunt tata lor și caut vreo slujbă. Tata lor? Își zise mama zmeilor. Știa biata de ea că e în lume mama pădurii, e mama ielelor, sunt fel de fel de mame, dar tată nu mai pomenise și se simți rău smerită când se văzu așa deodată în fața tatălui lor, cine-or fi ei aceia. Mai de voie bună, mai de frică, îl luă dar pe om slugă pe un an, anul cum se știe de 3 zile, iar simbria, ziua și găleata de galbeni, dacă o fi să-și poată împlini anul. Om să fii ca să împlinești un an de slujbă al zmeilor. Uite, îi zise zmeoaica cea bătrână celui mai de dăi doamne dintre feciorii ei, să vă strângeți toate puterile că ne-a venit tata lor și mare urgie o să ne ajungă dacă nu o scoatem la capăt cu unul ca el. Las pe mine, mamă, răspunse zmeul, că-i vin eu de hac, nu degeaba m-ai făcut zmeu. Iar el, ce nu face omul de dragul copiilor săi? Ziua întâi, zmeoaica l-a trimis să aducă apă într-un burduf de bivol, dar bivol colea, cum sunt cei din lumea zmeilor. El, biet, abia putea să ducă burduful gol în spinare, de unde ar fi fost în stare să-l aducă plin. De, își zise, văd eu că nici în lumea asta nu poți să o duci cu adevărul. Ia să o mai pornim și spre minciună. Sosit la puțul care era departe în vale, el își scoase costorul de la brâu și începu să râcâie cu el împrejurul puțului și a râcâit mereu și pendelete până ce i s-a făcut zgripțuroaicei lehamite de atâta așteptare și a trimis pe cel mai umblăresc dintre feciorii ei să vadă ce face sluga de nu mai vine cu apa. Dar tu, măi, ce faci aici? Întrebă zmeul. Uite, răspunse omul râcâind înainte. Ce să mai pierd vremea scoțând apa din puț ca să o bag în burduf și apoi iar să o scot după ce voi fi sosit cu ea acasă? Am să iau puțul așa cum e în spinare și îl duc în deal. Ba să nu te pună păcatele să faci așa, răspunse zmeul speriat, că puțul ăsta e făcut de bunicul bunicului și aici e rostul lui să fie. Ferita sfântul, grăi omul, am să-l iau și să-l duc și să-l urc în podul casei. Când ai nevoie de apă, îi tragi o gaură la fund și curge de tesatul. Vai de mine, strigă zmeul, dar ne neacă pe toți. Nu, nu, stărui omul, așa se face la noi. Cu fleculețe de acestea cum e burduful vostru, noi nu ne încurcăm. Ba că da, ba că nu, în cele din urmă s-au învoit ca zmeul să mai dea o găleată de galben pe deasupra și să aibă voia de a scăpa puțul ducând el burduful plin în spinare. Auzi, mamă, îi zise apoi zgripțuroaicei seara după ce omul adormise. Era să ne ia puțul și să-l aducă în podul casei. Pe zgripțuroaică o trecură fiori. Ziua a doua l-au trimis la pădure ca să aducă lemne, așa copaci întregi smulși din rădăcină și duși în spitare cu crăci cu tot, cum se face în lumea zmeilor. Ieșit în pădure, omul început să se scarpene în creștetul capului. Neam de neamul lui nu mai scosese copaci din rădăcină. El a început să adune mlădiță din pădure și să lege cu el copacii unul de altul. Dar tu ce ai de gând să faci? Întrebă zmeul, care după cele petrecute în ziua trecută, numai la bine nu se mai aștepta. Să vezi, îi răspunse omul. M-am gândit să nu mai pierd timpul smulgând copacii unul câte unul, că nu sunt buruieni, ori deal de cârepă. Îi leg unii de alții și iau pădurea întreagă și o duc acasă. Zmeul se speria acum și mai rău, iar unul una, altul alta, până ce se învoiră ca să mai dea zmeul o găleată de galbeni, iar în schimb să poate duce el copacii în spinare și pădurea să rămâie la locul ei, cum o lăsaseră tatăl și bunicul lui. Seara o trecură pe zgripțuroaică și mai reci fiori. A sosit în sfârșit și ziua a treia, care e totdeauna cea mai grea, și acum omul nostru, încă prin crepetul zorilor, a început să se scarpene în creștetul capului și să mai și suspine din când în când. Acum, grăi cel mai țanțoș dintre zmei, să ne măsurăm puterile în buzdugane.
Să le măsurăm, răspunse omul cu o îndrăzneală de a fi crezut că viața lui toată și-a petrecut-o aruncând buzdugane. Erau afară pe prispă 12 buzdugane, care mai de care mai greu. El le luă pe rând de la cel mai mic, pe care numai gâfâind putea să-l ridice, până la cel mai mare. Jucărele de copii, zise el, mai mare n-aveți? Nu, răspunse zmeul, pus rău de tot pe gânduri. Ăsta a rămas era un strămoș de al meu și numai puțin dintre noi pot să arunce cu el. Ei, dacă n-aveți altul, hai și cu ăsta, grăi unul. Ia-l și să ieșim la câmp. După ce ieșiră la câmp, zmeul aruncă buzduganul de se duse până în al treilea cer și așteptară peste o jumătate de ceas până ce căzu și intră în pământ de un stat de om. Care va să zică atâta e treaba pe care ești în stare să o faci? Îi zise omul. Adă buzduganul! Adăugă apoi scuipând în palme și suflecându-se. El n-aruncă însă buzduganul, ba nici nu-l ridică măcar de la pământ, ci rămase cu picioarele înțepenite în pământ și cu ochii țintă la cer. Ce stai? Îl întrebă zmeul. Aruncă! Stai, bre, să-mi treacă luna din cale, îi răspunse omul. Vrei să o pați cu buzduganul strămoșului tău, cum am pățit cu barda bunicului pe care am aruncat-o în lună și acolo a și rămas? Uită-te bine că o vezi, dar n-o să mai pui mâna pe ea. Zmeul se uită în lună și, văzând în adevăr ceva ce seamănă a bardă, începu să tremure ca frunza de plop. Nu cumva să-mi prăpădești buzduganul, că atâta moștenire mai avem și noi din vremile cele bune, grăi dânsul. Să n-ai teamă, îl molcomi omul, că bag de seamă. De ce adică zic eu că nu-l arunc până ce nu-mi trece luna din cale? De, s-ar putea ce-i drept să cadă în lună când se întoarce. De asta nu mai răspund. Știi ce? Hai să ne înțelegem, se milogi zmeul. Nu mai arunca și-ți dau o găleată de galbeni. Ce păcate, se răsti omul. Puțul nu mai lăsa să-l aduc, pădurea a rămas la locul ei. Vrei acum ca nici buzduganul să nu mi-l arunc pe plac? Nu se poate. Hai, dă-te la o parte, adăugă și se plecă spre buzdugan ca să-l ridice. Îți dau două găleți, strigă zmeul și sări la el ca să-l oprească. Ei, de mila mătii, care e femeie de treabă, o să te iert, îi zise omul și nu mai stărui. Putea el să se mulțumească și cu 7 găleți de galbeni, care tot erau ceva pentru un pârlit ca dânsul. Zmeuaica cea bătrână, aflând că el și-a aruncat barda în lună și era să arunce și buzduganul, s-a ascuns în fundul pivniței și a stat acolo bocindu-se ca vai de ea. Acum vedea dânsa ce stârpituri a născut și ce pocitani a crescut la sânul ei. Iar leaota de zmei s-a adunat și s-a sfătuit ca să vadă ce-i de făcut ca să scape pe mama lor de spaima în care a băgat-o tata lor. Mai erau apoi și cele 7 găleți de galben pe care erau legați să le dea și zmeii nu sunt doar oameni ca să nu se țină de vorbă și să lingă unde au scuipat, ci trebuiau să le dea. Oricât bănet vor fi având însă zmeii în misteria lor, 7 găleți de galbeni nu sunt nici pentru ei, numai ia ca așa o pișcătură ca să zici că nu-ți pasă. După multă cioroboreală, s-au înțeles dar între dânsii ca peste noapte, când doarme, să meargă unul dintre dânsii și să-l toace cu buzduganul în cap, ca nici hâc să nu mai zică. Omul însă, trecut acum prin multe, a tras cu urechea și cu minte cum se făcuse, a luat troaca de la porci și a pus-o în locul lui în pat, iar el s-a pitit frumușel sub pat și a început să sfărăie din greu. Când zmeii au auzit sfărăitura, s-a dus cel mai cu nădejde dintre dânsii și a dat odată cu buzduganul, iar omul a gemut, a mai dat zmeul odată și omul a suspinat din greu. Iar când zmeul a dat a treia oară, omul a tăcut chitic ca morți. Mare le-a fost dar spaima dimineața viitoare când l-au văzut întreg și sănătos. Dar tu, îi ziseră ei, cum ai dormit astă noapte? Bine, răspunse el. Așa, într-o vreme, mie pare că am visat că m-a pișcat un purece în frunte. Auzi, mamă, strigară zmeii. L-a lovit cu buzduganul strămoșului și el zice că e ca și când ar fi visat numai că l-a pișcat un purece. Să nu dai 7 găleți ca să scapi, ba să dai și mai mult? El a început însă să facă nazuri. Mai că se simte bine aici, mai că este rușine să se întoarcă acasă cu numai 7 găleți și o să râdă și copiii de el, mai că vrea să mai slujească un an și încă unul ca să se facă 3.
Plătiți-l pe neslujite!" strigă zmeoaica cea bătrână ca să se cotorosească de el. De," zise el, să vă fac dar pe plac, însă mie nu prea-mi șade bine să umblu cu sacii în spinare. O să plec dacă mi-aduceți voi." I-au mai făcut-o zmeii și pe asta. Mergea dar omul nostru cu pași mărunței înainte, cu căciula pe ureche și jucându-și bețigașul între degete, iar zmeii duceau sacii de galbeni gâfăind în urma lui. Toate ca toate însă, dar treaba s-a îngroșat când au ajuns acasă. Copiii aceia, așa cum i-a lăsat Dumnezeu, văzându-se fără tată, numai cu biata lor de mamă, își făceau de cap. Unul se târa pe jos, altul se dădea peste cap, iar altul se cobora în puț ca să caute cuiburi de vrabie, se urca în copaci ori pe vârful casei ca să adune miere de prin trestii. Diavolii de ei se hârjoneau prin garduri cu câinii vecinilor, trăgeau pisicile de coadă ca să le miorlăie, furau ouăle de prin cuibarele găinilor, sfâșiau cămăși și ceașafuri ca să-și facă coadă de zmeu, câte și mai câte nu făceau, încât băgaseră spaima în sat. Să le vie bieților de oameni să-și ia lumea în cap, nu altă. Iar Dumnezeu ședea în scaunul lui și râdea de-i tremura barba, că-i plac și lui răutățile nevinovate. Ei, ce zice acum Petre? Îi zise portarului său. Îți place? Vezi în ce încurcătură m-ai băgat cu stăruințele tale? O să te descurci, Doamne, răspunse Sfântul Petre, că ești mare și înțelept. Nu știa Sfântul că vine tata copiilor cu ce vine, căci numai Dumnezeu el singur le știe pe toate. Când a simțit spuza de copii că se apropie tata lor, au dat iureși prin sat, au adunat toate cuțitele și toate furculițele și luându-și fiecare câte un cuțit și câte o furculiță, le-au ieșit în cale și frecând cuțiturile furculiță au început să strige. Aș mânca carne de zmeu! Aș mânca carne de zmeu! Zmeii, când au văzut așa ceva, au aruncat sacii și au tulit-o la fugă de nici cu ogarii nu i-ai fi putut prinde. De aceea nu mai sunt azi zmei prin lume. Ba li s-a pierdut și urma, încât numai prin povești mai dăm de ei. Florița din Codru. A fost ce a fost, dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. În mijlocul codrilor, lângă drumul cel mare, lângă drumul cel de țară, pe unde umblă și trece împăratul cu voinicii săi, era odinioară o crâșmă. La crâșma aceea era o crâșmăriță. Crâșmărița avea o fată și pe fată o chema Florița. Fata asta nu era însă fiica crâșmăriței și crâșmărița nu era mama fetei. Fata era fată fără părinți și crâșmărița maică de suflet a fetei. Cine să fi fost părinții fetei, chiar nici cei mai bătrâni și mai cu sfat oameni nu pot să o spună. Asta nimeni n-a putut să o înțeleagă. Într-o bună dimineață, crâșmarul s-a dus după lemne la pădure. Și iacă ce să vezi. Pe o poiană limpede și plină de flori, a aflat o fetiță ce se juca cu niște pui de căprioară. Cum, când și de unde să fie ajuns copilița asta prin codru, aceea minte pământească nu poate să o priceapă. Doar a crescut ca și florile din pământ, doar a căzut ca și serele din cer, doar s-a prefăcut cumva pe nepricepute din văzuhul curat. Destul cum că atâta era de frumoasă fetița asta, încât de ar fi fost să fie din om, ar fi trebuit să fie cel puțin fată de împărat. Cine știe, vreun împărat ce domnește nascuns prin adâncul codrilor? Crâșmarul s-a lăsat de lemne, a luat fata în brațe, a dus-o acasă și de aici înainte a fost fată de suflet a lui și a crâșmăriței. Așa a crescut apoi fata la crâșmă. În toată ziua se făcea mai mare și cu cât se făcea mai mare, cu atâta era mai frumoasă la față, mai plăcută la făptură și mai dulce și mai înțeleaptă la vorbă. Pentru aceea oamenii o numeau Floare, Floarea cea frumoasă de la crâșma din Codru. Nu numai Florița, ci și maică-sa Crâșmărița era însă frumoasă. Crâșmărița nu era însă așa de frumoasă ca și Florița și Florița altfel iară nu ca și Crâșmărița. Crâșmărița era frumoasă ca o pană de păun, Florița era frumoasă ca și o floare ce crește ascunsă în umbra tufelor.
Crâșmărița era frumoasă, încât nimeni nu se putea răbda ca să nu vorbească cu ea și nimeni nu cuteza să privească la ea. Florița era frumoasă, încât nimeni nu se putea răbda să nu privească la ea și nimeni nu cuteza să vorbească cu ea. Crâșmărița era atât de frumoasă, încât dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, ți se părea cum că vinul e mai tare și mai înfocat. Florița era atât de frumoasă, încât dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, ți se părea cum că vinul e mai dulce și mai moale. A mers zară vestea lume și în țară, cum că la crâșma din Codru se bea vinul cel mai bun. Crâșmărița din Codru e cea mai frumoasă crâșmăriță din țară și cum că floarea Codrilor e cea mai frumoasă fată din lume. Câți drumeți treceau prin țară, toți se opreau la crâșma din Codru, gustau un strop de vin, vorbeau o vorbă cu crâșmărița și aruncau o privire la Florița și apoi cât trăiau pe lume, vinul cel bun, vorba cea dulce și fața cea frumoasă nu le ieșea din minte. Într-o zi de dimineață trecea vestea din gură în gură până ce ajunge la crâșma din Codru, cum că peste ziua are să treacă împăratul pe aici, pe lângă crâșmă, cu voinici, cu curte și cu mare lucru și treabă, precum trec adică împărații. Crâșmărița, acum știm noi cum sunt muierile, dă în dreapta, dă în stânga, sparge, șterge, curățește, s-a chitit, s-a pieptănat, cum fac adică muierile, că nu e ca totdeauna. Din zor de zi până în prânzul cel mare nu s-a mai mișcat de la căutătoare. Tot s-a sucit și desucit, până că nici ea singură nu știa ce are să mai facă. Când se simți gătită cum se cade, ea se puse înaintea căutătoarei, privind de lungat și cu drag la fața sa, apoi grăi. Frumoasă sunt oglindă? Frumoasă zău? Răspunse căutătoarea. Pe de 100 și pe de 1000 de ori e însă mai frumoasă Florița, pentru că ea are fața ca zorile dimineții, ochi ca și câmpul cerului și trup ca raza soarelui. Crâșmărița nu mai ascultă nicio vorbă, ci ieși afară, izbi ușa, intră în crâșmă și se puse cu vorbă aspră și neîmpăcată la Florița. Că nu e bună, că e proastă, că e leneșă, că e toate, numai așa nu, precum ar trebui să fie. După ce i s-a făcut apoi destul de vorbe, a dat porunca aspră ca Florița de aici înainte, în toată ziua să se scoale dize dimineață, să măture casa, crâșma, curtea, să spele toate vasele, să taie lemne, să facă foc, să fiarbă mâncare și iarăși să măture, să spele, să taie lemne, să facă foc și mâncare până ce s-o face noapte. Iar dacă s-a făcut noapte, să se suie în podul casei, să-și coboare un sac de grâu necernut și să aleagă gunoiul din el, ca numai semințele curate să rămână. Numai după ce va sfârși toate aceste lucruri, îi este iertat să se culce și să doarmă pe trei scânduri de goron. Împăratul veni, gustă o picătură de vin, grăi o vorbă cu crâșmărița cea frumoasă și șmeiește mai departe în cale. Florița, sărmana de Floriță, ia 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile trase în jugul cel aspru, fără să grăiască o vorbă, fără să plângă o lacrimă, fără să înceteze a-și cânta cântecele vesele și pe cât muncea mai mult, pe atâta ți se părea mai rumenă la față, mai vie la privire și mai harnică și mai sprintenă și mai drăgăstoasă. Peste 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile, iarăși sosi vestea cum că împăratul era să treacă cu voinicii pe lângă crâșmă. Crâșmărița se găti încă mai cu spor decât cea din tâia dată și când se simți gătită, iarăși întrebă pe căutătoare. Frumoasă sunt oglindă? Frumoasă zău? Răspunse căutătoarea. Dar pe de 100 și pe de 1000 de ori e mai frumoasă Florița, pentru că ea are fața ca mărul, ochi ca și căprioara și trup ca și crinișorii. Ce vorbe a zis, ce vorbe n-a zis crâșmărița către Florița, aceea nici n-o mai spun. Știe acum fiecare cum că zău, muierile n-aleg la vorbe când le-a trecut de glumă. Vai și amar de acela care în lume n-a avut parte de bine, care n-are maică, n-are taică, n-are frați, n-are surori, ci stă așa singură ca și frunza agățată de un păianj. Bag seamă că așa e dată, ca unul să strângă și altul să frângă. Crâșmărița, în supărarea ei cea mare, porunci ca Florița de aici înainte să nu mai iasă în fața soarelui, ci tot în pivnița cea mare din fundul grădinii să muncească.
lăsă apoi să se facă un război cum nici înainte de aceea, nici după aceea n-a fost altul. Numai Suveica era atâta de mare încât voinic trebuia să fie acela care să ți-o ridice de la pământ. Cum au trebuit apoi să fie celelalte? Pe acest război a trebuit apoi să-ți iese Florița, pe toată ziua 9 coți în lung, o pânză în care urzeala era din fire încât nu vedeai cu ochii, iar năsădeala din funii pe care nici cele mai sălbatice fiare nu le-ar fi putut rupe, și apoi să-ți iese încât nici năsădeala să nu se vadă prin urzeală, nici urzeala să nu se facă crâmpiță. Dacă Florița și-a făcut lucrul, ea are să capete o bucățică de pâine făcută jumătate din pasme, jumătate din cenușă și un olcior de apă clocită la soare. Împăratul a venit și-a gustat picătura de vin și-a grăit vorba către Crâșmărița cea frumoasă și și-a făcut calea mai departe. Florița, 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, a muncit sărmana de Floriță în întuneric, ascunsă sub pământ și chinuită și flămânzită și batjocorită ca vai și amar de ea. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, acum de-a treia oară, iarăși sosi vestea cum că împăratul vrea să treacă pe lângă crâșmă, cum înainte de asta n-a trecut încă, adică cu mare lucru și cu treabă și cu multă socoteală. Era ca astădată nu numai copitele, ci și cozile și coamele cailor să fie aurite și fel de fel de lucruri de care înainte de asta nici nu s-a vorbit. Era adică să fie lucru mare și împărătesc. Se zicea acum că acum vine și feciorul împăratului, un voinic, voinic ca și un fecior de împărat. Crâșmărița, 3 zile și 3 nopți a n-a stat în loc. În zorile de-a treia zi, crâșma era mai curată decât ghiocelul și Crâșmărița mai chitită și mai hoscorată decât ce-a fost ea însăși cândva. Și apoi, așa cum era, se puse acum de-a treia oară înaintea căutătoare. Frumoasă sunt oglindă? Frumoasă zău, grăi căutătoarea, dar pe de 100 și de 1000 de ori e mai frumoasă Florița, pentru că ea are fața ca și fagurele topit, ochi ca și nevasta unui împărat și trup ca și roușoara de pe flori. Crâșmărița nu mai zise nicio vorbă, își înghiți mânia și, plină de gânduri amare și de necaz nestâmpărat, se așeză pe prispa dinaintea casei pentru ca să aștepte și să vadă sosirea împăratului. Ia că într-un târziu, cam pe când stă soarele la prânzul cel mic, se văzu din depărtare că vine, că se apropie, că cuș să ajungă ceva ca și un nor strălucit. Venea împăratul cu voinicii săi și cu feciorul său, venea însă încât copitele cailor nici nu făceau colp și pulbere, ci numai așa. Din strălucitul aurului celui mult, simțeai cum că acuș va să vie aici. Când Crâșmărița și oamenii ce stăteau de vorbă înaintea casei văzură cum că de aici înainte nu e glumă și râs, ci chiar va să fie ceva, ei cu toții se sculară în picioare și făcură adică cum fac oamenii de treabă când are să fie lucru cu cinste și mare. Poți ști acum aceea când vine chiar împăratul cu oamenii și cu feciorul său. Crâșmărița își tocmi catrința, se scutură de colb și se supse la buze. Oamenii își luară pălăriile din cap și se neteziră la păr. Iară Florița toca din război. Abia fură gătiți până ce susi și împăratul și năvăli cu ceata cea strălucită asupra crâșmii. Împăratul, feciorul cel de împărat și voinicii cei mândri se coborâră toți cu toții de pe cai, ziseră bună ziua și băură vin din cela bun. După ce și-a băut vinul și și-au zis vorbele, încălecară apoi și se duseră încă mai repede decât cum au venit. De Florița nimeni n-a întrebat, nimeni nu s-a îngrijit. Numai feciorului de împărat se părea cum că nu e precum ar trebui să fie, cum că vinul nu e ca lauda, cum că Crâșmărița nu e ca vestea. Ce să face însă? Și el își detepinte la cal și se repezi mai departe cu ceata cea strălucită. După ce împăratul, voinicii și feciorul de împărat s-au îndepărtat, Crâșmărița chemă la sine pe baba Boanța, o vrăjitoare vestită, care era atâta de bătrână încât ținea minte când codrii erau ca iarba, munții ca mușuroiul și văile ca și crețăturile la ea pe față. Atât de bătrână era Boanța și de când trăiește n-a făcut alta decât vrăji și alte lucruri ascunse și nepricepute.
acum era vorba ca să facă ce va face cu sărmana de Florița. După multă vreme și îndelungată sfătuire, Crâșmărița se înțelesese cu Boanța ca asta să lege pe Florița la ochi, s-o ducă în codru, să-i scoată ochii și s-o lase acolo ca să o mănânce fiarele și alte grozăvenii de acelea de pădure și de prin guduroaiele întunecoase. Mult sfat nu s-a făcut după aceea. Boanța merse în pivniță, legă pe Florița la ochi și făcu precum s-a zis. Când ele ajunseră în adâncul codrului, pe unde ființă omenească n-a călcat de când e lumea, Boanța scoase cuțitul cel mare, dezlegă legătoarea cea neagră de pe ochii Floriței și făcu ca să-și facă treaba. Abia privi însă la Florița în față și în ochi, ea scăpă cuțitul din mână și stete uimită și încremenită cum stă omul când mare lucru îi se pune în cale. Mulți ani a trăit și multă lume a umblat baba Boanța. Pe Florița n-a văzut-o decât odată. De frumoasă ce o vedea, îi părea cum că nici n-o vede, ci numai și-o gândește. Florița sta și ea uimită de ce vedea. Ea, sărmana, nu știa ce are să îi se facă, ce are să pățească. Cum Florița și Boanța stăteau așa uimite, deodată, ca din pușcă, sări o căprioară dintr-o tufă și cum sări, cum trecu pe lângă Florița, cum privi la ea, așa privi, încât ochii amândoi și cel de-a dreapta și cel de-a stânga îi săriră din cap și căzură la Florița în poală. Baba Boanța, mulțumit lui Dumnezeu cum că nu e silită să facă un păcat mare, luă ochii cei de căprioară și-i duse ca să spuie Cărciumăriței cum că i-a scos de la Florița din cap. Florița rămase singură și părăsită. Ce să facă? Porni încotro duseră ochii și norocul. Multe zile și multe nopți a pribegi Florița, așa singură prin codru, fără să audă grai pământesc, fără să vadă ființă omenească. Numai din când în când se ivea câte o fiară sălbatică în cale și asta rămânea însă privind din depărtare, îi urma o bucățică de cale și apoi se ascundea în tufele dese. Florița mergea cântând mai departe. Unde, nici ea singură nu știa. Mergea. Într-atâtea așa nu știu câtea zi, tocmai în revărsatul zorilor, pe când se dezvelea ziua din noapte, văzu cum că vede ceva, așa ca și o casă, zărindu-se printre frunzele copacilor. Înaintea casei lucra un om ghebos, ceva, nu știu ce, a plecat la pământ, dar lucra încât nici cu trăsnetul n-ai fi putut să-l trezești de la lucru. Dar cum lucra, nu ca altă lume. Toate le făcea întoarse și sucite, ca și omul adică care nu pricepe lucrul de la care s-a prins. El lucra la un pui. Mai înainte îl ciupi și numai după aceea îl opări cu apă fiartă, mai înainte îl drese și numai după aceea îl ciupi și îl opări. Când Florița a văzut cât de necioplit mi se mișca ghebosul, ea nu se putură, da, ca să nu meargă să-l învețe și să-i ajute. Bun lucru, bădiță! Grăhi Florița, blândă ca întotdeauna. Ghebosul privind dărât când auzi așa ca prin vis vorba cea dulce a Floriței și când privi și văzu ce vede. Poate acum fiecare să știe ce trebuie să fie atunci când un ghebos privește în fața Floriței. Ghebosul scăpă și cuțitul și puiul și toate le scăpă din mână și sta înaintea Floriței încât îi se părea că acum nici nu e ghebos mai mult. Dar nici Florița nu sta la flori și frunze. Ghebosul era atât de hâd cât Florița de frumoasă, cu gura ca grapa, cu ochii cât ceapa, cu nasul cârlig, cu părul pârlit. Ce ai de gând cu puiul? Întrebă Florița după ce îi mai trecu amețeală. Am să-l frig pentru tovarăș, răspunse ghebosul cam cu jumătate de gură, ca omul din care scoți vorba cu frică. Ce tovarăș? Îl întrebă Florița. Ghebosul privi lung la Florița ca un om care ar vrea să zică ceva și nu știe cum să o scoată mai nimerit. Vezi casa asta? Zise el de la o vreme, mai cu inimă. Asta e casa celor 12 hoți de codru. Ei s-au dus la hoțit și eu am rămas ca să refac de mâncare. Așa e, 12 hoți, hoți de codru și grozavi, cu capitanul lor cel înfricoșat, au locuit în asta casă. Și știe toată lumea cum că hoții de codru se spală în toată dimineața cu sânge de copil nebotezat și sânge de fete mari, iar în față de om nu pot să privească pentru că simțesc junghi în spate și în cap
și pe toate laturile. Nu e minune, dar dacă Florița a cam tresărit când a auzit vorbe atât de mari. Hei, dar Florița nu s-a înfricoșat. Zău nu s-a înfricoșat, ci cu vorbă veselă a râs pe buze și a zis către Ghebos. Un pui pentru 12 hoți? Nici pe un măsia nu o să le ajungă. Vezi bine că doar nu am eu atâta pricepere, răspunse Ghebosul, făcându-se și el înțelept. Ieri le-am fript un juncan și ei m-au bătut pentru că a fost prea mult. Astăzi știu că nu mor bate. Iar azi te-or bate pentru că le-ai fript prea puțin. Haide ca să te învăț eu ce, cum și cât să faci, zise Florița sărind sprindenă cum era ea peste pragul casei. Acum tăie 4 pui și-i fierse, tăie 2 purcei și-i fripse, făcu o zămuță bună și caldă și arătă Ghebosului cum are să facă de aici înainte. Ia ca așa, dragul meu, și așa, și așa, îl învăța, adică precum învață o maică bună și îngrijitoare. Ca nu cumva să se întâmple ceva cu hoții, Ghebosul spuse Floriței cum că să-i spuie lui pe când are să fie gata cu mâncărurile, să fugă cât o duc picioarele ca să nu cadă în mâinile hoților, căci el numai atunci va cânta din fluierașul cel mic, care cheamă pe hoți la prânz. Florița găti mâncarea, puse vasele pe masă, mai curăți, mai netezi, făcu casa, încât numai de un drag să șezi în ea, apoi se puse la vorbă cu Ghebosul și vorbiră până ce uitară de hoți, de fluieriță și de toate. În adâncul codrului, hoții începură să flămânzească, să se supere și care de care mai cu greu gând la inimă să pornească către casă. Hei, Ghebosule, Ghebosule, mare necaz ți-ai făcut! Ce se simte aici? Întrebă Florița simțind ceva, ca și când ar fi sânge sau așa ceva. Vai, sărmanul de mine! Strigă Ghebosul înspăimântat. Vin hoții! Fugi! Ba nu fugi, căci n-ai vreme de fugă! Ascunde-te sub pat! Florița de frică ce să facă? Se ascunse sub pat. Iar cei 12 hoți de codru veneau tot unul după altul și încă din depărtare se auzea cum ziceau că o să-l ucidă, să-l turtească, să-l taie bucățele pe Ghebos. Cum nu, când ei răbdau la foame, ei, hoți ca dânsii. Ghebosul le ieși în cale ca să-i roage de iertare și să le spună cum că le-a făcut mâncăruri bune. Să taci deloc, grăi capitanul. Nu-mi priește mâncarea până ce nu mă spăl cu sângele tău. După aceea intră în casă pentru ca să aducă cuțitul cel mare, iar ceilalți prinseră pe Ghebos și îl făcură nod. Când capitanul intră pe prag, el rămase stând uimit în loc. I se părea că asta casă netedă și curată nu e a lui. Măi, oameni, grăi către cei de afară, veniți încoace. Ce e? Întrebară cei de afară. Veniți când zic. Când hoții pășiră pe prag, ei priviră încă mai uimiți decât capitanul la casa lor. Așa privind, le trecu de mânie și iarăși le veni foame. Se așeză unul după altul la masă. Ghebosul, ca și omul care era să o pățească, se făcu sprinten, fugi la vatră și intră cu mâncărurile în casă. Când capitanul simți mirosul aburilor din zeamă, măi, grăi către Ghebos, pentru că mi-ai curățit casa, te lăsăm până după prânz. După aceea luă lingura, gustă din zeamă și o purtă prin gură. Ce mâncare e asta? Întrebă după aceea. Zeamă, cu cinste să fie zis, zeamă călduță, răspunse Ghebosul. Bună mâncare, grăi capitanul. Luă după aceea lingura, dete la fiecare hoț câte 3 linguri și ce rămase și ținusie. Hoții își mâncară părticica și după aceea priviră lingându-se pe buze la părticica capitanului. Ghebosul intră cu carnea cea de pui. Ce e aceasta? Întrebă capitanul. Pui, pui fript, răspunse Ghebosul. Capitanul își tăie o bucățică, gustă și apoi grăi către Ghebos. Măi, asta s-o fi adus tu mai înainte? Pentru că ne-ai făcut tu atât de bune mâncări, noi cu toții te iertăm. După aceea luă cuțitul, tăie la fiecare hoț câte o bucățică și ce rămase și ținusie. Hoții își mâncară bucățelele, după aceea începură să privească la bucățile capitanului, lingându-se pe degete.
Iară capitanul, de la o vreme, început să răsufle cu greu și să mănânce cu țârâita, numai de aici decolea câte o bucățică, câte un fir, ca și omul care ar mânca și nu mai poate mânca de sătul ce e săracul. Frate capitane, grăi unul dintre hoții cei flămânzi, tu te-ai săturat, dă-ne nouă ce-a rămas. Ce? Îi zise capitanul. Sau n-ați avut și voi? Asta o țin pentru mine, pentru ca să o mănânc diseară. Să nu fie cu supărare, grăi ghebosul. Mai sunt și alte mâncări. Auziți voi? Zise capitanul. Celelalte sunt ale voastre. Ba nu, grăiră hoții. Noi vrem să mâncăm din asta, căci asta e bună. Vorbă din vorbă, hoții începura se certa. Unii că asta, alții că ceea. Treaba sta rău și dacă ghebosul n-ar fi intrat cu purceii cei fripți în casă, zău nu cred că nu s-ar fi întâmplat un lucru nesfârșit. Când însă mirosul fripturile intră în nas, îndată se stâmpărar. Ce e aceea? Întrebă capitanul. Purcel, purceluș fript, răspunse ghebosul. Capitanul gustă așa ceva până acum nici în vis n-a gustat. Măi, prostule, grăi către ghebos, acum trebuie să-l aduci tu pe acesta, să mi-l pui mie pe seară și de te pui la ceilalți hoți. Să ne dai purcel, grăiră hoții, ai zis că ce vine e al nostru. Ce? Sau n-ați zis voi că puii să vi-i dau? Zise capitanul mâniindu-se urât. O vorbă nu zic mai mult. Aceea nu e glumă când capitanul zice așa vorbe către tovarășii să-i flămânzi. Poate acum fiecare să știe ce e aceea când 11 hoți se bat cu capitanul lor. Sărmana de floriță! Dacă ar fi știut ea acum că asta are să fie din mâncările cele bune, zburau, Doamne, săbiile, cuțitele și fel de fel de lucruri și se băteau hoții precum se bat nourii în capete și se prăpădesc. Așa lucru n-a fost încă de când e lume. Și Florița, bun e sufletul bun. Doamne, bun e, bun ca și darul și mâna lui Dumnezeu. Când hoții se băteau, sfărâmau și prăpădeau mai apiire, Florița nu se mai putură, da, ci ieși de sub pat și se puse tocmai în mijlocul lor și cum s-a pus a stat acolo între ei, între hoții cei înfricoșați, bătăuși și hoți de codru. Ce a fost după aceea, cum s-a făcut, cum s-a sfârșit, aceea e acum treaba lor. Oare, Doamne, când vede cineva pe Florița, sau ar mai putea bate și supăra, iar mai putea veni gând rău și neîmpăcat? Hoții steteră toți încremeniți și amuțiră și scăpară săbiile, cuțitele și fel de fel de lucruri ce aveau în mână. Le se părea acum că a venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra capetelor lor, ca să-i tragă la socoteală pentru păcatele lor cele multe în răutatea lor cea mare și înfricoșată și hoțească. Iară Florița le grăi în graiul ei cel blând. Nu vă supărați, pădișorilor, că dacă doriți, iarăși vă fac mâncările încă mai bune și mai călduțe decât cum au fost cele de astăzi. Hoților le se părea că cerul s-a dărâmat asupra lor și munții și codrii când auziră vorba Floriței. De aici înainte, Florița rămase la casa hoților. Îi îngriji, îi curăți, le făcu mâncăruri bune, îi ținu la povești frumoase și la vorbe blânde, iar hoții nu se mai mișcară de acasă. Le părea că de aici înainte nici n-au ce să cerce în lume. Așa merse asta până ce li se sfârșiră mâncările. Ajunseră că abia mai aveau bucate pentru 3 zile și 3 nopți. Apoi niciunul nu voia să se urnească de acasă pentru ca să câștige. Fiecare voia să taie lemne, să facă foc, să spele, să măture, să văruiască, să îngrijească grădina cea cu flori, să facă adică după placul și dorința Floriței. Într-o zi, Florița merse în grădina cea cu flori ca să vadă cum și ce și află că un porc sălbatic a făcut mare zguduire printre straturi și aflând tare mult s-a întristat. Hoții, cum auziră, toți cu toții săriră la puștile cele ruginite și merseră și goniră și nu se opriră până ce nu-l împușcară pe porcul cel sălbatic. Când capitanul, care era cel mai sprinte dintre toți, venea cu el în spate, așa pășea de fălos, așa privea de mândru, încât erai să crezi că s-a de vorbă cu Sfântul Petru. De aici înainte, fiecare hoț voia să fie cel mai harnic, mai de treabă și mai voinic. Ghebosul, cel mai înțelept dintre dânsii,
îi împărți în două. 6 inși trebuiau să meargă în toată ziua la câștig, iar alți 6 să rămână acasă pentru ca să lucreze după porunca ghebosului și dorința Floriței. Cei mai istezi dintre hoți se duseră în cetatea împăratului și cupărară cu mulți bani fel de fel de lucruri frumoase și le aduseră ca să le pună la căpătuiul Floriței, așa ca nimeni să nu știe cine le-a pus. Și apoi li se nebuneau mințile când vedeau cum că Floriței îi sare inima de bucurie când dimineața și afla cârpele cele frumoase la căpătâiul patului. Așa curgea traiul hoților de când i-au dat de Florița și așa traiul Floriței de când i-a dat de hoți. Îți râde inima când îți aduce aminte. Hei, dar lumea e rea. Bag seamă, nici Dumnezeu nu vrea ca în lume să fie numai bine. Crâșmărița, după multă vreme, iarăși privind căutătoare, iarăși întrebă, căutătoarea iarăși îi răspunse și iarăși făcu vorbă bună cu baba Boanța. Ce ție muierea vicleană? Nici în fundul lumii nu-ți lasă pace și trai bun. Baba Boanța își făcu trebile, află cum și ce e cu Florița și unde se află ea, porni apoi în cale către codrul cel vestit. Când ea era să ajungă la casa hoților, află că vede niște oameni vorbind. Erau cei 6 hoți ce stau cu ghebosul la sfat. Ea luă 7 frunze verzi pe creanga unui stejar, grăie asupra lor câteva cuvinte ce sunau a vrajă, suflă apoi de 3 ori asupra lor. Baba l-a suflat bine până ce frunzele se vestejiră și hoții adormiră cu toți 7, unul după altul. Acum baba Boanța intră la Florița în casă, spune cum că îi aduce sănătate și voie bună de la maica sa cea bună. Îi dete apoi un inel de aur, frumos și rotund. Florița, dar de unde se poate gândi rău prin capul ei? Ea trase inelul pe degetul cel mijlociu și nici nu-l trase cum se trage până ce și căzu la pământ. După ce Boanța și-a făcut treaba, ea-și luă cârja de după cuptor și o șterse din cale. Nu-i venea la socoteală ca să stea încă mult, fiindcă știa că multă vreme n-are să treacă până ce hoții se vor trezi din somn. Și hoții cei din codru, zău, nici pentru o Boanță nu sunt lucru de glumă. Când hoții intrară în casă și când ceilalți sosiră, știe acum fiecare ceea când 12 hoți de codru plâng din ruptul sufletului, încât pietrele se mișcă. Numai Florița nu se mișca, căci ea era cea moartă, moartă ca și moartă. În durerea lor cea mare, n-avură încotro, hotărâră să îmbrace frumos pe Florița, să-i facă un mormânt și vai și amar când vine până într-atâta. Cum stăteau ei însă așa lângă mort, văzură ceva ce încă n-au văzut, inelul Boanței. Cât ce traseră inelul de pe deget, Florița își deschise ochii și se făcu mai vie decât ce a fost cândva. În bucuria lor cea mare, hoții merseră în cealaltă zi în satul împăratului și cumpărară toate inelele și tot aurul ce se află în târg și îl detără Floriței pentru ca să nu mai primească de la alții. Și apoi grijeau, Doamne, cum pot numai hoții să grijească pe Florița când se tem că o vor pierde. Peste 7 luni, 7 săptămâni și 7 zile, Crâșmărița privi iarăși în căutătoare, iarăși auzi vorbele supărătoare, iarăși chemă la sine pe baba Boanța și iarăși trimise primejdii asupra Floriței. Boanța făcu ca și celălalt rând și după ce adormiră hoții, iarăși intră la Florița, îi zise sănătate și voie bună și îi dete o rochie de mătase grăind. Ia că ți-a trimis-o maică ta cea bună ca să te împodobești cu ea. Florița, de bucurie că a primit veste de acasă, îmbrăcă rochia ca să vadă cum îi șele. Nici nu trebuie să spun că astă dată Florița căzu mai moartă. Boanța fugi mai iute, durerea hoților fu mai mare și învierea mai puternică și mai îmbucurătoare decât înainte de asta, cu atâtea săptămâni. Acum hoții cumpărară toate mătăsurile și frumusețele ce se aflau la neguțătorii cei mari și împărătești, iar îngrijirea lor se făcu pe de 7 ori câte 7 ori mai mare decât a fost cândva. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, Crâșmărița, acum de a treia oară, iarăși se făli către căutătoare cu frumusețea sa. Ești frumoasă, îi răspunse căutătoarea, dar Florița e mai frumoasă. De 100 și de 1000 de ori mai frumoasă decât ce a fost ea însăși cândva
și trăiește ca o împărăteasă. După aceste vorbe, Crâșmărița n-a mai chemat pe Boanța la sine, ci și-a legat Catrința și ea însăși s-a dus la coliba babei. Ce-au vorbit, ce n-au vorbit, ce sfaturi au făcut, aceea nu se poate spune. Bune gânduri cu dea bună seamă nu le-a trecut prin minte. Vai și amar de acela ce dă de rău cu muierile. Boanța se suflecă acum chiar de-a treia oară și aceea nu e glumă când o vrăjitoare ca și Boanța se suflecă cum înainte de asta nu s-a mai suflecat încă. De asta dată nici nu porni pe picioare, ci în miez de noapte călărim pe o prăjină strâmbă. Mare primejdie trebuie să fi fost în gândul ei că s-a upintit atât de băbește. De când Florița murise în două rânduri, hoții nu mai dormeau nici ziua, nici noaptea, ci stau la pază. Cum stai când de mare necaz și primejdie te teme? Pentru ca nu cumva să-i cuprindă somnul, unul dintre ei totdeauna trebuia să se culce pe un pat de spini, iar răsul pat era jăratic viu și înfocat. Boanța a văzut că acum cu una cu două n-are să o isprăvească. Ea a făcut dar lucruri, vrăjitorii și fel de fel de taine, încât mintea curată nici nu le poate gândi. Pentru ca să doarmă pe hoți, ea acum nu făcu vraja cea mai mică cu frunzele de stejar, ci vraja cea mai mare și nemaipomenită, încât ți se ridică perii în vârful capului când te gândești la ea. Luă un ac subțirel și mic, dar mic și subțirel încât nici cu vârful limbii nu puteai să-l simțești, dar încă să-l vezi cu ochii. Împuse 12 stejari cu acest ac, grăi o mulțime de zicări încălcite, se întoarse de 3 ori peste cap și hoții toți 12 împreună cu ghebosul, chiar și acela de pe spin și jăratic, adormiră ca morții. Când Boanța intră acum de-a treia oară în casă la Florița, ea nu zise numai sănătate și voie bună, ci alte vorbe care de care mai frumoase și mai dulci, cum vorbesc adică babele când voiesc să strice firea. Iară Floriței îi stătea inima de bucurie când auzea atâta veste bună și frumoasă de la ai săi. Să te împodobesc ca pe o împărăteasă, mi-a poruncit maică ta cea bună, grăi Boanța într-un târziu. Să-ți pieptăn eu părul și să-ți-l... De unde ar putea Florița să nu facă precum a dorit maică sa cea dulce? Ea lăsă ca Boanța să o pieptene și Boanța o pieptănă atâta de frumos o pieptănă, atât de frumos îi împleti părul, încât se încurca ochii când privea la ea și nu știa pe unde o vede mai frumoasă. Dar Boanța nici nu fuse gata cu pieptănatul, până ce Florița și căzu moartă, mai moartă decât ce a fost cândva în viața ei. Boanța i-a fost împletit firul morții în păr. După ce Boanța își făcu păcatul, ea se sui pe prăjina cea strâmbă și se depărtă mai repede decât vântoasele. Când hoții aflară cum că iarăși nu e bine, ei deteră a fugit care încotro a se opinti din ruptul sufletului ca doară cumva să învie pe Florița și de-a treia oară. Îi traseră inelele de pe degete, îi dezbrăcară rochia, îi luară salba de la piept, dar Florița rămase moartă și hoții cei 12, hoți grozavi din fundul codrului, încet încet unul după altul, începură să plângă, nu cum plâng copiii, ci cum plânge omul când vede că acum toate s-au sfârșit, că de aici înainte nu mai are ce să facă. Când Florița fu cu totul dezbrăcată, hoții încetară a plânge și rămaseră cu toții încremeniți. Li se opri suflarea și îi părăsi sufletul. S-o despletim, grăi ghebosul. Să ferească Dumnezeu, răspunse capitanul. Așa de frumos numai ea știe împleti cu degetele ei cele mărunțele. Da, da, ziseră ceilalți hoți. Dacă a venit acum până într-atâta, să fie măcar și moartă, precum a fost mai frumoasă în viață. De aici înainte, hoții multă vorbă nu făcură, nici n-aveau ce să-și mai zică. Îmbrăcară pe Florița în cele mai frumoase giulgiuri, îi puse fiecare câte un crinișor pe frunte, aleseră cel mai frumos copac din codru, făcură un coșciug cum ei îl știau a face mai frumos, așezară pe Florița în coșciug și aprinseră la cap o lumină de ceară curată, topită tocmai din fagurele în care a fost să fie matca albinelor. După ce legătiră astea, căutară cea mai înaltă poiană din codru și unde erau cele mai multe flori, făcură un mormânt de 3 ori mai adânc decât ce era de lat și de 3 ori mai lat decât era de lung și apoi sărută fiecare pe Florița în mijlocul frunții și o luară și o duseră.
Ho, stați!" grăie ghebosul când văzu că hoții voiau să arunce pământ asupra Floriței. Pământ pe trupul ei? Nu vă temeți de mânia lui Dumnezeu?" Hoții, toți unul după altul, lăsară pământul din mână, le venea să intre în pământ de rușinea păcatului ce erau să facă. Când erau să pornească către casă, niciunul nu putea să facă începutul. Erau legați de pământ și simțeau că acasă nu au ce să mai caute. Se așezară, dar jur împrejur, pe lângă mormântul Floriței și priviră, până ce privind, muriră toți 12 unul după altul. 12 hoți au murit și ghebosul împreună cu dânsii, sărmanii de ei, mai că au fost oameni de treabă. Bag seama, așa a fost să fie. Multă, foarte multă vreme a stat Florița așezată în mormânt. Pe lângă mormânt, peste pământul ce sta în jurul grobii, au crescut tot flori din flori, care de care mai frumoase și mai nemaipomenite, și florile nu cresc ca și bureții peste noapte. După multă vreme, dar, feciorul împăratului a venit cu mulți oameni și cu mare treabă ca să vâneze prin codru. Deodată auziră cum fac câinii mare larmă și multă lătrătură. Feciorul împăratului trimise pe câțiva argazi dintre cei mai tari la inimă ca să vadă ce e, cum și pentru ce. Argații veniră și spuseră că s-au adunat câinii într-o poiană înaltă și luminoasă și, suindu-se pe un dâmb cu flori, toți cu toții, cu mic, cu mare, au început nu să latre, ci să urle, cum urlă câinele când vede bufnița strigând pe hornul casei, oricând arde casa stăpânului său, să urle, adică a primejdie. Feciorul cel de împărat, fecior de împărat, adică care nu se mulțumește cu una, cu două, porunci argaților să-l aștepte și se duse ca să vadă el cu ochii și să audă cu urechile lui de treaba câinilor. Când simțiră câinii apropierea stăpânului lor, ei încetară a da semn de primejdie și de tărași mișca cozile. Hei, dar din loc nu se mișcară până ce nu păși feciorul cel de împărat în florile cele frumoase. Fecior de împărat, fecior de împărat, 12 oameni împietriți nu sunt glumă, zău, și chiar un fecior de împărat trebuie să tresară când îi vede printre flori. Și apoi când privind mormânt, feciorului de împărat îi păru cum că chiar și al lui suflet a împietrit când văzu pe floarea codrelor. El a văzut multe fete de împărat, Florița însă e Florița. Când văzu dar că Florița e moartă, el se întristă, după aceea se supără și mai la urmă atât de grozav se amărâ, încât îi venea ca să ia lumea în ghiare și așa să deie cu ea de pământ, încât toată să se sfarme, ca nici sămânța să nu rămână de ea. Ei, dar feciorii de împărat sunt scurți la vorbă. Dacă n-am văzut-o vie, s-o văd cel puțin moartă, își zise el, și apoi merse la argați, le porunci ca să pornească către casă. Numai doi oameni credincioși ținu la sine și când se făcu noapte, cu acești doi împreună scoaseră pe Florița din mormânt și o duseră prin ascunsa curtea împăratului. După ce Florița fu bine pusă, ca nimeni să nu afle de ea, feciorul împăratului porunci argaților să tacă despre cele ce au făcut și văzut și n-au mai văzut și-și făcu treaba mai departe. El alese cele mai frumoase 12 case ce se aflau în curtea împăratului, așeză pe floarea codrilor în cea mai frumoasă dintre ele, porunci ca 12 fete cele mai sprintene să grijească pe Florița zi și noapte, să o așeze într-un leagăn de aur și să o legene ca și când ar fi vie. Fața Floriței și acum era rumenă, crinișorii de pe fruntea ei nici acum n-au veștejit și părul ei și acum tot atât de frumos era pieptănat și împletit. Feciorul cel de împărat dete porunca aspră ca nimeni să nu atingă fața, crinișorii și părul. De aici înainte, fă-ți frumosul împărătesc, de dimineață până seara și de seara până dimineața, nu se mișca de lângă leagănul Floriței. Privea în fața cea frumoasă până ce adormea privind și cu ochii deschiși. Cele 12 fete ce aveau să grijească pe Florița nu mai încetau a-și sparge capul asupra poruncii aspre ce li s-a dat. Oare pentru ce să nu atingem crinișorii și pentru ce să nu-i despletim părul? Și dacă am face, ce s-ar face, cum ar fi? Se întrebau ele în gândul lor. Așa e muierea. N-are odihnă până ce nu află ce ar dori să știe. Știți voi ce? Grăi cea mai șireată dintre ele. Feciorul împăratului doarme. Haide să atingem și să despletim
până când el se trezește, noi iarăși facem precum a fost. La astfel de lucruri, multă vorbă nu fac muierile. Ele începură să despletească pe Florița și, cum o despletiră, îi scoaseră firul morții din păr. Iară Florița, floarea codrilor, se făcu mai vie, mai frumoasă și mai sprintene decât ce a fost cândva în viața ei. Când fetele văzură morții râzând, ele, înspăimântate și învrăjbite, fugiră care încotro. Din larma ce făcură se trezi și feciorul de împărat. Acum poate fiecare să știe ce e aceea când feciorul cel de împărat vede pe floarea codrilor chiar vie, privește în ochii ei cei blânzi și aude vorba ei cea dulce. Înfricoșat și grozav și nemaipomenit de frumosul lucru trebuie să fie așa ceva. Feciorul împăratului nici trei vorbe n-a grăit, până ce a și mers vestea în curte cum că ia ca așa și așa, că s-a întâmplat, adică ce s-a întâmplat cu minune și cu taină nepricepută, și când a venit împăratul cel bătrân ca să vadă ce e, cum și pentru ce, el atât de tare s-a speriat, încât îi negriră perii capului și înjuni cu 77 de ani. După ce oamenii se dezmeticiră, Florița sete de vorbă cu ei și le spuse cum și ce, de unde și până ce, ia că încoace și încolo, adică toată întâmplarea și patimile ei. Împăratul cel bătrân asculta, precum asculți la copilași când încep ca să vorbească, asculta, adică încât îi sta răsuflarea în loc, și precum asculta, el tare și foarte mult se supără când auzea câte toate despre suferințele sărmanii de Florița. Iar când asta încetă cu vorba, el grăi către ea cu vorba lui cea blândă și împărătească. Fătul meu, draga mea, bunul Dumnezeu a voit ca să vii tu la casa mea, să-mi fii mie noră și nevastă feciorului meu. Florița nu zise nimic, ci privi numai așa cu coada ochiului la cel voinic și frumos fecior de împărat, iar feciorului se făcură vorbele nod și crâmpiță tocmai pe vârful limbii. Până ce zici una, două, trei, vestea despre cununia feciorului de împărat ajunse până în cele patru colțuri ale lumii. Până și orbii și șchiopii porniră în cale ca să vină, să vadă și să nu mai uite câte vor trăi. Crâșmărița cea frumoasă nici ea nu putea să rămână acasă. Se găti dar cum numai ea știa și când fuse gătită iarăși întrebă de căutătoare, acum de-a șaptea oară, de-a șaptea oară, asta nu e glumă. Frumoasă zău, răspunse căutătoarea. Dar Florița e mireasă de împărat? Când Crâșmărița auzi aceste vorbe, ea porunci ca să lase tot vinul să curgă, să spargă toate vasele și porni către fica sa cea dragă și ginerețul împărat. Se făcu apoi o nuntă, o cununie și un ospăț, decât care mai vestit și mai minunat de când e lumea n-a fost. După nuntă, împăratul porunci ca să se facă o casă cu pereții de oglindă, să se adune cele mai frumoase neveste din țară, și să închidă pe Crâșmărița cea vicleană cu ele, pentru ca să vadă și văzând să se surpe gândul ei, cum că nu-i ea cea mai frumoasă în țară. Iar Florița și feciorul cel de împărat trăiră fericit și fără supărare, cum trăiesc oamenii buni la suflet și înțelepți la minte, încât vestea despre ei ajunse chiar și până la noi. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!